Paul Feval, Misterele Londrei. Partea 1. Gentilomii nopții. Capitolul 1. Prin ceață. Într-o seară de noiembrie, era duminică, bravul capitan Paddy O'Crane se afla instalat la o masă în fața unui uriaș pahar cu grog în salonul tavernei Armele Coroanei. Întrucât la Londra există vreo 50 de bombe cu aceeași denumire, Armele Coroanei, credem că nu-i inutil să precizăm că localul pomenit are cele patru ferestre ornate cu perdele roșii și intrarea principală, precedată de o scară cu 5 trepte, în Water Street, cartierul turnului. În ce-l privește pe capitanul Paddy, personajul nostru era un irlandez deșirat, înalt de 1,83 m, înalt și având 6 degete în diametru, înveșmântat într-un frac albastru cu nasturi negri, pantaloni bufanți, ciorapi lungi și încălțat cu niște pantofi largi care nu mai simțiseră de mult peria de lustruit. La celălalt capăt al salonului se așezase la o masă un bărbat de vreo 40 de ani, arborând un aer de om cum se cade și liniștit. Purta un costum decent, lipsit de eleganță, dar care nu te ducea cu gândul la sărăcie. Ochii lui imobili și ieșiți din orbite aveau privirea fixă a oamenilor care și-au pierdut vederea. Obișnuia să treacă din când în când pe la tavernă, unde era cunoscut sub numele de Tyrell Orbun. Mr. Barnett, patroana tavernei, care trona în chip de suverană absolută în spatele teșghelei, adresa din când în când câte o amabilitate capitanului Paddy, care în mod vădit era un client vechi al locantei. În picioare, între cele două uși, se afla o tânără slujnică a tavernei. Dacă ar fi trăit pe când pictorii erau nababi și își plăteau modelele cu aur, această fată ar fi strâns avere nefăcând nimic. Era nespus de frumoasă. Tipul semit îi domina trăsăturile, iar carnația ei n-avea nimic comun cu cea unei englezoaice. Asupra fetei erau ațintiți ochii fără văz ai orbului, care savura încet, sorbind puțin câte puțin, conținutul unui pahar cu vin îndulcit. Între înghițituri, buzele îi se mișcau ușor. Părea să întrețină una din acele convorbiri intime pe care oamenii lipsiți de vedere le poartă adesea cu ei înșiși. În sala comună năvăliseră la oaltă vreo 20 de indivizi, ale căror joarse mototolite semănau cu țoalele marinarilor de pe Tamisa. Și acum ei stăteau în picioare, bând câte un păhărel de gin sec. Susanna, spuse capitanul Paddy O'Crane, amestecăm suflete de 12 bănuți, niște gin cu apă rece, fără zahăr. Pune și o bucățică de lămâie, Susanna. Frumoasa fată, căreia era adresată comanda, nu-i dădu nicio atenție și nu se clinti din loc. Firașa al naibii să fiu dacă-i pasă de mine, bombăni capitanul. Mă văd silit să apelez la Mr. Barnett. Mr. Barnett, regina neîncoronată a tavernei Armele Coroanei, își făcu apariția pășind maestuos și discret totodată. Era asta cojie la față, bondoacă, și purta o bonetă înaltă de dantelă. Firaș să fiu afurisit, Madame Barnett, continuă capitanul, dacă n-am chemat-o mai întâi pe Suchi. Dar poți să tragi și cu tunul lângă ea. Luam ar dracu, Madame Barnett, și tot nu s-ar mișca din loc. Suchi, chirăi Mr. Barnett cu o voce stridentă. Un tremur imperceptibil cuprinse pleoapele orbului. Tânăra nu se urni. Ai văzut? Ce ziceam eu, Mr. Barnett? Spuse capitanul. Pun rămășag un șiling contra 6 penii. Zău dacă nu pun, că n-ar răspunde nici de-ar veni lordul primar în persoană. În timp ce capitanului îi turuia gura, Mr. Barnett se repezi la Susanna și o scutură de braț. Ascultă tu, nepricopsito, ce-i cu tine? De ce nu te miști? Se rățoi ea mânioasă. Frumoasa fată făcu un pas înapoi și se înroși toată. Și o regină i-ar fi invidiat gestul involuntar cu care înfruntase atacul brutal al stăpânei sale. Gestul avea o prestanță atât de spontană, o demnitate atât de verosimilă, încât patroana tavernei rămase cu gura căscată, nemai putând articula niciun cuvânt. Orbul zâmbi și-și frecă mâinile, ca și cum un gând frumos i-ar fi trecut pe neașteptate prin minte.
dar Susanna își reluă numai decât atitudinea de indiferență posomorâtă. Lumina frumoșilor ei ochi negri se stinse. Mr. Barnett își recăpătă curajul. Să mai ai milă de o nenorocită ca asta, spuse ea. Să mai dai adăpost unei cerșetoare goală pușcă. Drept recunoștință îți întoarce spatele. Te duce de râpă. Mr. Barnett, o întrerupse de la distanță capitanul. Firaș să fiu afurisit dacă mi-a trecut măcar prin cap că o să se iște din cauza mea toată tevatura asta. Lasă-o în plata domnului pe fată și ieși cu grogul. Patroana se supuse, dar jignită de tonul deșănțat pe care îl folosise față de ea capitanul, voi să se răzbune și, printr-un gest specific femeilor de condiție proastă, o amenință pe Susanna cu pumnul strâns. Frumoasa fată zâmbi disprețuitoare. Orbul dădu pe gât dintr-o înghițitură restul vinului său îndulcit. Scena asta merită 100 de lire, murmură el. Orologiul tavernei bătu ora 5. Indivizii care beau în The Tape începură să se agite și unul dintre ei, un găligan cu o statură herculeană, scoase capul pe ușa salonului. Capitanul se ridică numai decât. În regulă, Turnbull. Haide! Nefericita asta, bodogăni el, încheindu-și cu un aer militoros nasturii fracului strâmt, Susanna, să vezi că iar nu mă aude, afurisita. Mr. Barnett, scumpă doamnă, dacă nu mă ia dracu, mă reîntorc astă seară. Te rog să-mi pregătești grogul, s-aude? De 6 penny, gin amestecat cu apă de la gheață fără zahăr și cu o bucățică de lămâie. Capitanul își luă bastonul și coborâ treptele tavernei Watermany. Marinarii o luaseră înainte. Se îndreptau cu toții spre Lower Thames Street, singura stradă principală care despărțea de Tamisa. Marinarii mergeau în grupuri mici de câte 3-4, prefăcându-se beți și cântând zgomotos. Paddy îi urma de la distanță de vreo 10-20 de pași. Trecând prin fața lui Custom House, unde 2 sau 3 vameși se învăluiau în smog, fumând trabucuri de contrabandă, Paddy își duse mâna la pălărie. Sunt afumați zdravăn, domnule Bittern, spuse el arătând spre marinari. Da, chiar criță, domnule O'Crane, răspunse vameșul. Afurisită ceață, adăugă Paddy. Într-adevăr, o ceață blestemată, sir. Paddy îi ajunse din urmă pe marinari pe o străduță pustie care ducea spre Tamisa, la capătul lui Rotoff Lane. Străbătură ulicioara într-o liniște desăvârșită și ajunseră în dreptul unei scări aflate într-o stare mizerabilă, motiv pentru care nu prea mai era folosită. Capitanul aruncă în jurul lui o privire atentă. Se pare că nu observă nimic suspect, căci făcu un semn și mateloții începură să coboare tiptil treptele. Cine îmbracă mantaua astă seară? Întrebă Paddy. 2 indivizi ieșiră din flanc. Sonny și Patrick? Continuă capitanul. Aveți grijă, copii. Iar noi, ăștia la alții, haidem în barcă. Sonny și Patrick rămăseseră în capul scării, desfăcură niște mantale grele de paznici pe care le purtau sub braț, se înfășurară în ele și se culcară pe jos nemișcați. Ceilalți marinari și capitanul Paddy O'Crane se împărțiră în număr egal în 3 bărci negre, lungi și subțiri, care se ridicau foarte puțin deasupra apei. Scoateți vâslele, vorbi cu voce joasă Paddy, care comanda vasul amiral. Dați-i drumul. Cele 3 bărci părăsiră în liniște țărmul, manevrând și croindu-și cu mare greutate drum printre ambarcațiunile de tot soiul, îngrămădite între cele 2 maluri ale Tamisei. O ceață deasă, aproape palpabilă și impregnată de trâmbe groase de fum de huilă, acoperea fluviul cu un imens lințoliu. Abia dacă zăreai aici colo câteva lumini îndepărtate, înroșite de refracția ceții. Aproape toate felinarele vaselor ancorate erau stinse. Cele 3 ambarcațiuni ale amiralului Paddy O'Crane ajunseră în sfârșit pe canalul central și începură să navigheze pe fluviul în sus. Frumoasă vreme! Tommy, băiete, dracu să mă ia dacă nu e o vreme splendidă! Spuse capitanul când trecură pe sub una din arcadele lui New London Bridge. Într-adevăr, capitane, răspunse vlășganul Tom Turnbull, dar fluxul o să ne facă figura, iar la reflux o să se stârnească briza.
adăugă unul dintre vâslași, al cărui corp voluminos ocupa aproape toată lățimea bărcii. Trebuie să ne grăbim, ceața nu o să țină mult. Să ne grăbim, Charlie Bufleo, să ne grăbim, spuse un puști, o lichea precoce care răspundea la frumosul nume de Snail. Ne șuieră vântul prin buzunare și viața ei a furisit de scumpă, cum ar zice meșterul Bob Lantern. Gura hoțomanului, liniște, iubițelule, comandă pe un ton părintesc capitanul. Cu cât pălăvrăgiți mai puțin despre înălțimea sa, cu atât e mai bine. Dar ce naiba s-a ales de ticălosul ăla scumpul de Bob Lantern? S-a însurat, răspunse Charlie, s-a însurat la Saint-Gilles cu o lungană de 1,83 fără tocuri. Nu-l mai vede nici dracu, parcă l-a înghițit pământul. Vă rog, strigă micuțul Snail, meșterul Bob e mai dat dracului ca noi. Lucrează pe cont propriu. Duminica seara se duce la biserică. Se lucrează țeapă și pe acolo. Ascultați-l pe băiatul că știe ce spune. Țineți clanța sămânță de borfaș, iubițelule, îl întrerupse din nou capitanul. Am ajuns sub podul Blackfriars, unde roiesc sticleții. Charlie, trage, Bufleo, trage la babord, trage! Charlie se supuse. Barca ieși din întunericul dens care domnea sub arcadă și cele două maluri se iviră din nou. Ho, ho, strigă Tom Turnbull. Trei lumini. Treaba e ca și făcută. Nici n-o să ne ajungă trei bărci în seara asta. Luminile despre care vorbea Tom se distingeau perfect prin ceață. Una din ele strălucea în dreptul podului Whitefriars, cea de-a doua se sărea pe malul fluviului sub Temple Gardens. În sfârșit, a treia era în Southwark, în stânga scării lui Barge House. Toate trei lansau semnale verzi de o mare intensitate. Cu toate acestea, printre luminile de tot soiul care străluceau în aer liber sau în spatele ferestrelor, cele trei trebuiau neapărat să treacă neobservate. E cazul să ne despărțim, spuse capitanul. Eu mi-l aleg pe ticălosul ăla bătrân de gruf, prietenul meu cel mai bun, cu hanul lui blestemat, regele George. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Tu, Gibby, iei în primire hanul frații albi. Tu, Mitchell, Southwark și hotelul jartierei. Nu uitați, jigodilor, purtați-vă ca niște buni creștini. Conform dispozițiilor, una din bărci se îndreptă spre Southwark. Cea de-a doua, tăind cursul Tamisei în sens invers, ajunsese la cetate. Cea a capitanului continua să urce pe fluviu. Niciun felinar galben astăzi, spuse Turnbull. Curios, tocmai pe vremea asta când cei de pe continent vin în bande. Să mor spânzurat dacă nu mă bucur, răspunse Paddy. Nu-mi place să văd felinarul galben. Parcă aș auzi ultimul sughiț al unui ticălos sugrumat. Da, e o slăbiciune, dar când văd felinarul galben, schimb ginul de seară cu un old Tom ca să mă mai înveselesc puțin. Râzi, Tomi, bestie, fără mațe. Ei bine, află că mă costă chestia asta un șiling în plus și nu-mi convine. Un mor mai mult, un mor mai puțin, rosti Turnbull cu nepăsare. Nu mai contează atunci când lucrezi cu hurta. Câtuși de puțin, adăugă râzând micuțul Snail. Și pe urmă, continuă burduhănosul de Charlie, toată lumea trebuie să trăiască, meștere capitan. Dacă cei trei hangii ai noștri nu și-ar face din când în când meseria de ucigaș, ce s-ar alege de Bishop și compania? Mie îmi place felinarul galben, declară în încheiere micuțul Snail. La o vârstă atât de fragedă, murmură Paddy, copilașul ăsta scump a și ajuns cea mai veninoasă năpârcă din câte am cunoscut vreodată. Bagă de seamă, Charlie. Barca, lunecând acum singură, părăsise mijlocul fluviului, angrenându-se în labirintul de bărci amărâte, de vapoare mari sau mici și de pleasure boats care împânzeau malurile. Charlie manevră cu dibăcie vâslele. Turnbull puse mâna pe cârmă și barca se strecură lin pe sub Temple Garden. Locul unde acostase era un fel de mic port, adăpostit de ieșitura unei clădiri înalte, construită parte pe niște piloni, parte pe pământ. Aceasta era casa cu felinarul verde. Paddy pipăi unul din imenșii stâlpi care susțineau bolta și găsi un fir de sârmă, având la capăt un inel. Sună trăgând de el. După câteva clipe se auzi un scârțit chiar deasupra bărcii. Era zgomotul caracteristic al unei trape cu balamalele ruginite. Cine e acolo?" se auzi o voce năbușită.
Prieten, dragul meu, prieten, prea cinstite și respectabile Gaff, răspunse capitanul. Trăsnim ar Dumnezeu dacă nu mă bucur să-ți pot spune bună seara. Ce mai face respectabila dumitale consoartă? Paddy fu întrerupt de izbitura zdravănă a unui balot care se legăna la capătul unei frânghii prinse de boltă. Bravo, Grafty, călos nemernic, mormăi el. Într-o noapte cețoasă ca asta, puteai să te strecori și singur prin gaura trapei tale. Continuând să podogănească, o luă din loc într-o clipă și oamenii săi desprinseră balotul, aruncându-l în fundul bărcii. Frânghia fu trasă în sus. Miroase a mosc, spuse Tom. Precis că e un gentleman de gentleman. Charlie, ai grijă de supapă, să nu se umple cala. Supapa merge grozav, Tom, dar tare n-aș vrea să intru la apă în seara asta, răspunse burduhănosul vâslaș. Un al doilea balot se legănă deasupra capetelor lor. Avu aceeași soartă ca și primul. Funia urcă și coboră din nou. Cinci baloturi fură astfel azvârlite în barcă. Noapte bună, strigă vocea de sus morocănoasă. Frânghia dispăru, trapa se închise. Dă-i drumul, Charlie, lebădă borțoasă, porunci capitanul. Ceața pare că vrea să se ridice. Noapte bună, Gruf, vampir bătrân, măcelar în beznă, ucigaș nemernic, noapte bună. Iată-i pe cei doi de la Witherfreeze. Hei, șase baloturi, capitane. În regulă, dați-i bătaie, copii. Zăresc barca de amblagiului ăluia de Mitchell, bunul nostru prieten. Hei! Hei! Două pachetele, capitane! Două pachetele, repetă Paddy, ridicând din umer nemulțumit. Cele trei embarcațiuni se îndreptară în josul fluviului. Marea mai ținea cu ei. Înaintau cu repeziciune și în scurt timp se treziră sub arcadele monumentale ale lui London Bridge. Ceața se mai subțiase în urma unei brize puternice care se strânise odată cu refluxul. Din toate părțile se înălța acum o pădure de catarge zvelte și aplecate înapoi, legate cu miile de ițe ale funiilor subțiri. Apa fluviului începea să oglindească vag îndepărtatele sclipiri ale luminilor. Am sfeclit-o, spuse Tambal. Lumina ne vine în plin, de pe pod. Putem fi ușor văzuți. Vâslește, Charlie, matahala lui Hristos, porunci capitanul. Încă o bătaie de vâslă și ne putem ascunde în spatele celor trei catarge ale companiei. Dacă binevoiește Domnul Dumnezeu, ajungem cu bine. Dacă nu, Paddy se opri, scoase un oftat și continuă. Copii, cred că apa-i tare rece ca să ne îmbăiem. Barca părăsi mijlocul canalului, unde întunericul începea să devină transparent, spre a intra în umbra celor trei catarge. Charlie încetă să vâslească. Erau la aproximativ 100 de metri de locul unde se îmbarcaseră. Celelalte două embarcațiuni sosiră și ele și imitară exemplul celei din tâi. Se opriră pe loc. Miaună, Snail, cotoi afurisit, porunci capitanul. În aceeași clipă, un mieunat strident cu modulații admirabile țâșni din fundul bărcii. După câteva secunde, un lătrat surd răsună dinspre mal. Ne-a mars, bodogăni Paddy. Am căzut în capcană. Dar la urma urmei, diavolul ăsta de Sony l-a tratat de bine, încât nu știi niciodată dacă el sau vreo javră râioasă rătăcită pe străzi. Mai mi-au nouă dată, Snail. Miorlăitul pisicii fu imitat a doua oară. Îi răspunse un al doilea lătrat. Nu mai încape nicio îndoială, murmură Tambal. E Sony. Salupa vameșilor se află între noi și de barcader. Hoții de vameș, se oțărâ Paddy. De parcă noi ne-am îndeletnicit cu contrabanda. Haideți, copii, trebuie să o virăm și să încercăm a debarca pe sub pod. Din fericire, briza s-a liniștit și ceața revine. Dați-i bătaie. Cele trei embarcațiuni se puseră în mișcare în același timp. Dar în clipa când barca lui Paddy ieșea din beznă, o umbră se ivi în fața celor trei catarge ale companiei. Hei! Voi, cei din barcă, strigă o voce aspră. Virează, Tommy, vâslește, Charlie, șuieră în șoaptă capitanul. Luntrea răspunse eforturilor reunite ale celor doi mateloți și se desprinse de malul fluviului. Însă o cange solidă mușcă din bordul ei și o ținu pe loc. Tăiați-o imediat pe toți dracii, drăgălașii mei prieteni, ordonă capitanul. Tommy dădu cu furie o lovitură de topor.
E un lanț, murmură el în ciudat. Hei, voi, cei din barcă, se auzi pentru a doua oară glasul cel aspru. Niciun răspuns. Lanțul de care era legată cangea se întinse și barca fu smucită cu violență spre umbra cea neagră, care era o șalupă a vămii. Capitanul își trase pălăria pe cap și își puse bastonul la centură. Fiți atenți, spuse el. Dracu să mă ia, dacă aveam chef de o baie în seara asta. Cară-te, Charlie, deschide supapa. Șterge, Tommy. Cine poate să se salveze? Se produse o lovitură de teatru. Fundul bărcii se desfăcu brusc, oameni și baloturi căzură la oaltă în apă. Cangea vameșilor nu mai aduse la mal decât o găoace goală și găurită. Celelalte două bărci, profitând de învălmășeală, ajunseră la debarcader aproape în același timp cu echipajul vasului amiral. Apa-i ca gheața, bodogăni capitanul, punând piciorul pe scară. Rece ca gheața, luam ar dracu să mă ia. Nu-și pierduse nici bastonul, nici pălăria. Snail se scutură ca o mâță plouată, mieună și se strecură sub mantaua lui Sony, care începu să latre. Ceilalți își încărcară baloturile pe umeri și o luară pe străzile întunecate ale cartierului turnului, având grijă de data asta să nu mai treacă prin fața vămii. În ce privește pe eroul nostru, capitanul Paddy O'Crane, el se duse liniștit acasă și își îmbrăcă un frac albastru și o altă pereche de pantaloni gălbui, după care se îndreptă spre taverna Armele Coroanei. Când intră în salon, o scenă violentă asemănătoare aceleia pe care v-am povestit-o avea loc între Mistress Barnard și slujnica ei, Susanna. Aceasta, din urmă, opunea zgomotoaselor și mânioaselor demonstrații ale stăpânei sale un calm ce putea fi confundat cu disprețul sau apatia. Mistress Barnard nu fusese niciodată vestită pentru răbdarea ei. Nemai putându-se stăpâni, ridică mâna și lovi brutal obrazul livid al fetei. Drace, gândi Paddy. Acum o să-mi aștept mult și bine grogul. În tot timpul aventurii nautice a eroilor noștri, orbul nu se mișcase de la masă, comandând o a doua carafă de vin îndulcit. Fără îndoială, auzise zgomotul scatoalcei, deoarece se ridică brusc. Chipul lui, de obicei inexpresiv, purta amprenta unei curiozități surescitate la culme. Ce mai femeie zdravănă, gândi el cu glas tare. O femeie tare țeapănă. Susanna fu cuprinsă de un tremur îngrozitor. Trăsăturile îi se schimonosiseră. În fundul ochilor săi mocnea un foc întunecat. Firea robustă, revoltându-se instinctiv împotriva insultei, te așteptai să sară deodată și să lovească. Trupul ei zvelt și musculos se îngordă brusc, asemenea unei tinere și grațioase pantere care gata să se năpustească asupra prăzii. Hait, își spuse capitanul, pun rămășagul și link contra șase penii că distinsa mea prietenă o să-și primească papara. Și, după părerea mea, n-ar fi tocmai rău. Mrs. Barnett era și ea de aceeași părere, căci roșul aprins din obraj îi dispăru, dar tremura toată. Însă frumoasa fată, înfrângându-și mânia clocotitoare, își încrucișă brațele pe piept și îi aruncă o privire disprețuitoare. Bătrânul răsuflă ușurat. Fără să scoată o vorbă, Susanna străbătu cu pași încet salonul și coborâ scările tavernei. Tyrell aruncă o coroană pe masă, nu mai așteptă restul și ieși bâșbâind. Haide, de, spuse Paddy. Buna mea prietenă a scăpat ușor. Cât despre Suki, datorită acestui diavol de Tyrell, o să aibă cel puțin unde dormi în seara asta, dacă orbul n-o să-și frângă gâtul. Ajungând în josul scării, Tyrell auzi un pas ușor îndreptându-se spre Thames Street. O porni numai decât în aceeași direcție. Pasul lui Susanna era ferm și avea o cadență ritmică. Nu se grăbea deloc. În lumina șovăielnică a felinarelor, frumusețea formelor ei atingea o perfecțiune aproape desăvârșită. Tyrell o urmărea fără ezitări, ca și cum un instinct misterios ar fi luminat noaptea lui profundă. Nu mai bâșbâia. Ieșind din Lower Thames Street, Susanna o luă pe același drum ca și marinarii noștri și intră pe poteca strâmtă ce ducea spre fluviu. Tyrell grăbi pasul și o ajunse. Încotro, fată dragă? Întrebă el pe un ton binevoitor.
Spre Tamisa, răspunse Suzana, fără să se oprească și fără să o iuțească pasul. Erau primele cuvinte pe care Tyrell le auzea din gura fetei. Vocea ei blândă și gravă îi exprima fidel sentimentele. Era nespus de tristă. Spre Tamisa? Deci ai de gând să mori? Da, răspunse Suzana. De ce, fata mea? De ce? Pentru că n-am nicio speranță de viitor și nici un adăpost pentru clipa de față. Am să-ți fac rost de un adăpost și am să-ți redau și speranțele. Suzana nu se opri din mers. Mi s-a vorbit adesea în felul acesta, răspunse fata. Voiau să mă cumpere. Fără îndoială, dumneata urmărești același scop, dar nu sunt de vânzare. Nu-l mânia pe Dumnezeu, Suzana. Iubesc un bărbat, continuă ea. De aceea nu mă pot vinde. Tyrell se dădu înapoi mirat. Numai din cauza asta, întrebă el. Da, răspunse cu un aer obosit frumoasa fată. O mai despărțeau doar câțiva pași de Tamisa, când Tyrell o apucă de braț și îi spuse cu o emoție ciudată. Nu ți-ar fi așadar rușine să te vinzi, Suzana? Rușine? Repetă ea. Nu, dar atunci ce te-a învățat mama dumitale? Strigă Tyrell stupefiat. Nimic. Sunt copila unei femei care a fugit de lângă leagănul meu și a unui om care a fost spânzurat la Newgate, fiindcă furase. Suzana rostea aceste cuvinte pe un ton simplu și fără efort. Deci, nu știi nimic? Continuă Tyrell. Nu, răspunse ea. Știu să trăiesc. Apoi, însuflețindu-se brusc, adăugă cu o voce vibrantă. Tatăl meu era foarte bogat înainte de a fi spânzurat. Am învățat să mă gătesc, să cânt, să dansez, să vorbesc limbi străine. Adevărat, Suzana, spui adevărul? O întrerupse Tyrell. Dacă tot voi muri, răspunse cu răceală tânăra fată. Lumina rătăcită a unei lămpi, aprinse într-o casă din apropiere, lumina vag chipurile celor doi actori ai acestei scene. Trăsăturile minunate ale fetei își recăpătaseră imobilitatea posomorâtă. Dimpotrivă, ochii lui Tyrell străluceau un chip straniu. Și dacă ți s-ar reda viața pe care ai dus-o acasă la tatăl tău? Întrebă el. Viața mea, viața mea, murmură frumoasa fată. Viața mea de odinioară. Ți-o voi reda, crede-mă. Suzana păru să ezite o clipă, apoi, desprinzându-se printr-o mișcare bruscă, străbătu distanța care o despărțea de Fluviu și spuse: Nenumărați bărbați mi-au vorbit în același fel. Nu, inima și trupul meu îi aparțin doar lui. Dar nu-ți cer nici inima, nici trupul, copila mea, strigă Tyrell. Eu sunt orb. Aceste cuvinte ajunseră la urechile fetei în clipa în care se pregătea să sară în apă. Se trase în dărât. Nici inima? Nici trupul? Repetă ea. Orb, atunci ce vrei de la mine? Voința ta. Suzana își plecă privirile. Într-o zi, murmură ea, am căzut moartă de oboseală și de foame la ușa femeii care m-a pălmuit adineauri. În schimbul libertății mele, mi-a dat o bucățică de pâine, nimic altceva decât pâine. Aș mai putea fi slujnică. Așadar, accepți? Întrebă Tyrell. Ce trebuie să fac? Tyrell scoase din buzunar o pungă mare cu bani și o strecură în mâna fetei. Să aștepți, spuse el. Ascultă-mă cu atenție. Te cumpăr nu pentru mine, care sunt un om slab, ci pentru o organizație teribilă și puternică. Te cunosc mai bine decât te cunoști tu însăți și știu ce poți. Să nu sufli nimănui nicio vorbă despre întâlnirea noastră. Credință, supunere oarbă, iată îndatoririle tale. Astă seară dormi unde vrei. Mâine la prânz bate la ușa casei de la această adresă, îi dădu un bilet, ușa ți se va deschide, vei intra și vei da porunci, căci această casă va fi a ta. Rămâi cu bine, Suzana, ne vom revedea. Sfârșitul capitolului 1. Paul Feval, Misterele Londrei, partea 1, capitolul 2. O chetă la Temple Charge. În timp ce capitanul Paddy O'Crane scăpa de urmărirea șalupei poliției fluviale, aruncându-se în apă, Stephen McNabb, scoțian prin naștere, de profesie medic, în vârstă de 24 de ani, își lua verișoarele de braț pentru a le conduce la biserica Temple.
Verișoarele lui Stephen McNab obișnuiau să meargă în prima duminică a fiecărei luni la Temple Church pentru a asculta predica reverendului John Butler și a cânta psalmi la oaltă cu ceilalți enoriași. Cea mare se numea Clary, cea mică Anna. Tatăl lor, judecător de pace în comitatul Dumfries, trăia la castelul din Crewe, lângă Lochmaben, și se numea Angus MacFarlane. Clary și Anna erau două dintre cele mai frumoase domnișoare pe care le puteai întâlni pe străzile Londrei. Aspectul lor îți reamintea fără să vrei de gravura în care Thomson a redat într-o manieră cuceritoare una din cele mai încântătoare creații ale marelui nostru romancier, Mina și Brenda Troll. Totuși, nu aveau acea frumusețe încețoșată a fecioarelor din nord. Erau două fiice ale Scoției meridionale, grațioase, degajate, surâzătoare și bine crescute. Clary avea însă o privire mai mândră, o frunte mai semeață, un surâs mai melancolic. Ea era Mina. Ana, dimpotrivă, timidă și exuberantă totodată, își păstrase înfățișarea de copil. Nu vedea decât bucurie și fericire în viitorul îndepărtat. Niciun gând trist nu întunecase vreodată fruntea lipsită de griji. Ochii ei mari, negri, care râdeau și sclipeau sub genele lungi, castanii ale ploapelor, nu curoșteau decât lacrimile care curg fără amărăciune și se usucă pe obraji fără a lăsa vreo urmă în suflet. Ea era Brenda. Mama lui Stephen McNab, mătușa lor, la care locuiau, era și dânsa scoțiană și la fel de pioasă. Casa ei nu era frecventată decât de câteva evlavioase domnișoare caritabile, dar foarte puțin amuzante, și de reverendul John Butler, care nutrea pentru cele două surori o afecțiune părintească. În ce-l privește pe Stephen, acesta era un tânăr cum se cade, care, după ce studiase timp de 5 ani medicina, o profesa la Londra, așteptând ca Royal College să binevoiască a-l primi în rândurile savanților săi profesori. Voia să cunoască toate tainele vieții. Juca destul de bine whist, purta cu eleganță costume la modă și nu manifesta pedanteria odioasă a medicilor. Își iubea mult verișoarele. Pentru Clary nutrea o dragoste gingașă sau ceva apropiat acestui sentiment, iar față de Anna o caldă prietenie. Dar cele două simțăminte nu se deosebeau suficient în sufletul său ca să-și poată da seama cu exactitate de ele. Definindu-le, anticipăm în privința evoluției lor și, dacă le-ați întreba pe Stephen, desigur că n-ar fi putut să vă spună nici atât. Oricum, în duminica despre care-i vorba, doamna McNab, fiind bolnavă, Stephen primise însărcinarea de a le însoți pe tinerele fete. Coborâ bine dispus în Cheapside și se întâlni și se simți mândru să aibă la braț două făpturi atât de fermecătoare. Clary și Anna se sprijineau de brațele lui fiecare de o parte. Clary era tăcută și gânditoare, surâzând uneori involuntar sau din complezență la glumele vărului ei. Anna asculta foarte atentă și nu-și amintea să mai fi întâlnit un bărbat atât de spiritual. Pe măsură ce se apropiau de biserică, Stephen se simțea tot mai puțin bine dispus. Cei 5 ani de universitate stinseră flacăra devoțiunii pe care și el o adusese din Scoția. Rămăsese credincios, dar o rugăciune urmată de câțiva psalmi constituia pentru el o perspectivă foarte puțin atrăgătoare. Dragele mele verișoare, spuse el deodată, tocmai când ieșeau din Fleet Street pentru a o lua pe Inner Temple. Sunt un zăpăcit fără pereche. Dar ce s-a întâmplat? Întrebă Anna. Clary nu zise nimic. Am uitat că trebuie să-mi vizitez unul dintre bolnavi. Stephen rostia aceste cuvinte cu o oarecare enfază. Bolnavul pomenit era primul lui pacient. Ai să te duci mâine, spuse Anna. Mâine? Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Clary îl privi pe Stephen surzând și făcu un semn cu capul. Credea că vărul ei glumise. Grozav, spuse ea. Stephen o privi mirat. Ce găsești atât de grozav în asta, Clary? Strigă Ana.
Steven susține că are de făcut o vizită importantă. O să rămânem singure. Ce importanță are? După aceea va veni să ne ia. Desigur, se grăbi să afirme Steven, n-o să dureze decât o clipă. Ajunseră în dreptul bisericii. Ana se desprinse îmbufnată de brațul vărului ei și intră. Clary o urmă. Steven rămase în prag și începu să reflecteze. Clary are idei năstrușnice, gândi el. Am impresia că e dispusă să renunțe foarte ușor la protecția mea. Ce-ar fi să intru? Cu riscul de a-i forma cititorului o părere cu totul nefavorabilă despre Steven McNabb, care va ocupa în această povestire un rol important, suntem siliți să mărturisim că n-avea de făcut nicio vizită pacientului său. Pur și simplu, predica reverendului John Butler îl înspăimântase. Foarte urât din partea lui veți spune, poate, dar unui medic de 24 de ani, fără două luni, îi se iartă multe. Deci, în loc să asculte predica, își propusese fie o șuetă la gura sobei, acasă la un prieten, din apropiere, fie o partidă de biliard, fie altceva. Dar felul cum primise Clary minciuna îl pusese pe gânduri. Trecu la rândul lui pragul bisericii și, strecurându-se prin spatele corului, se stabili într-un loc de unde, fără să fie văzut, putea să le spioneze în voie pe cele două surori. Nici asta nu era prea frumos din partea lui, dar cândva se rostiseră anumite vorbe referitoare la o eventuală căsătorie între Steven McNabb și una din verișoare, la alegerea lui. Steven avea deci întrucâtva dreptul de a se transforma în observator. Temple Church fusese plină în tot cursul zilei. La ora aceea nu se mai afla în biserică decât micul grup devotat al reverendului John Butler, alcătuit aproape exclusiv din femei. Această neînsemnată congregație se ocupa la slujba de seară de cor, căci Temple Church, una din cele mai vechi relicve ale arhitecturii gotice din Londra, păstrează încă aparențele și rosturile unei biserici catolice. La început, Steven nu se siză nimic. Cele două tinere fete, îngenunchiate în mijlocul unui șir de femei, erau absorbite de rugăciune. Reverendul John Butler, în picioare, în micul amvon lipit de unul din pereți, recita un psalm pe care asistența îl repeta în cor. Când preotul tăcu, se produse o liniște profundă, în cursul căreia fiecare se reculegea, continuând mental orațiunea. Atunci toată lumea se ridică în picioare. Abia atunci reuși Steven să descopere chipul celor două surori. Înainte de a se așeza să asculte predica, Ana adresă câteva zâmbete binevoitoare vecinelor ei. Clary nu procedă la fel. Aruncând spre stâlpul din spatele căruia se afla Steven, o privire indiferentă și distrată. În aceeași clipă, tresări puternic, își lăsă capul în piept. O paloare subită luă locul nuanțelor vii din obrajii ei. Ce neîndemânatic sunt, își spuse Steven. M-a recunoscut. Cu o mișcare instinctivă, se ascunse în spatele coloanei. După câteva secunde, scoase din nou capul în afară, cu băgare de seamă. Clary nu-și schimbase poziția. Deși preotul rostise primele cuvinte ale predicii, ea nu se așezase. Părea că o forță misterioasă o imobilizase cu desăvârșire, iar privirea ei pătrunzătoare și plină de pasiune nu se putea desprinde de coloană. Ciudat, foarte ciudat, gândi Steven, niciodată n-am văzut-o privind astfel. Apoi, după ce repetase de două ori această manevră, își puse întrebarea pe care oricine altcineva în locul lui și-ar fi pus-o probabil de la bun început. Dar oare la mine se uită? Pentru a se convinge, înconjură repede stâlpul și se trezi față în față cu un bărbat ce se sprijinea, ca și el adineauri, de coloană. Individul avea ochii închiși și un surâs vag pe buze. Steven tresări, devenind la rândul său livid. Aruncă o privire rapidă spre Clary, dar aceasta se întoarse cu spatele. Se așezase pe bancă. Ana răspunse privirii sale printr-un semn cu ochiul care voia să spună.
Salve! N-a durat prea mult vizita. Steven simțea atunci în suflet o neliniște profundă și adevărată. Poate cea din tâi pe care o încercase vreodată. Conștiința lui, această carte pe care fiecare o poartă în străfundurile sufletului său și n-o răsfăiește decât atunci când vrea să se apere, se deschise și arătă un nume scris cu litere limpezi. Își pierdu brusc acel calm indiferent generat de necunoașterea propriilor sentimente. Clary, pe care până atunci o iubise, ca să spunem așa, când n-avea ceva mai bun de făcut, Clary îi apăru drept scopul vieții, un lucru strict necesar fericirii sale. Nu mai avea nicio ezitare, nici măcar un gând pentru Ana, nici o îndoială că Ana ar fi putut vreodată să ia locul surorii ei. O iubea pe Clary, o știa bine, nu-și mai amintea de vremurile îndepărtate, care erau de fapt clipa precedentă și de care o prăpastie îl despărțea de acum înainte. De timpul când nu-și cunoștea încă pasiunea, fruntea îi ardea, inima îi bătea violent în piept, ochii îi erau împăienjeniți și voiau să plângă. De unde neașteptata revelație a unei iubiri latente până atunci și al cărei germene abia lua naștere? Rămase timp de câteva minute ca buimăcit de această lovitură de trăsnet. Firea lui hotărâtă și sigură de sine, făcu un efort să-și revină, dar nu izbuti. Aruncă o privire plină de ură individului pe care îl socotea rivalul său și, în adâncul sufletului, îi declară un război pe viață și pe moarte. Acesta nu bănuia nimic. Ochii continuau să-i rămână închiși, gura își păstra surâsul. Steven simți un impuls violent de a-l apuca de braț, de a-l trage afară după el, a-l provoca și a termina cu el dintr-o singură lovitură. Dar ce motiv să-i învoce? De altfel, Steven, deși era ceea ce numim un om curajos și avusese mai multe dueluri în decursul celor 5 ani de studii, păstra în firea lui trăsăturile caracteristice scoțianului. Socotea spada și pistolul niște mijloace întâmplătoare și prea puțin sigure pentru rezolvarea unui conflict atât de important. Făcea parte dintre oamenii inițiați și logici în ura lor, care se bat bucuroși pentru o privire piezișă, dar care consideră că, spre a repara o jignire gravă, duelul reprezintă un expedient insuficient și adesea ridicol. Raționamentul lui era demn de un licențiat de la Oxford. X îmi pricinuiește prejudicii morale, îl provoc la duel, mă ucide. Sunt oare răzbunat? În cazul de față, raționamentul căpăta un argument în plus. Individul rezemat de stâlp și care deocamdată reprezenta necunoscuta numărul 1 a problemei, părea un model de suplețe și vigoare masculină. Era un bărbat de vreo 30 de ani, cel puțin în aparență, cu o talie înaltă, elegantă și aristocratică. Ținuta lui, de o simplitate perfectă, dar de un gust rafinat, seamănă cu ținuta sclavilor modei, așa cum tabloul unui maestru poate semăna cu copia palidă a unui meșteșugar lipsit de talent. Cât despre chipul lui, acesta reprezenta un remarcabil tip de frumusețe masculină și inteligență. Fruntea înaltă, lată și fără riduri, dar străbătută de o ușoară cicatrice aproape imperceptibilă când trăsăturile rămâneau nemișcate, era încadrată de un minunat păr negru. Nu îi se vedeau ochii, dar sub pleoapele lăsate bănuiai forța lor. Gura întredeschisă, acum într-un surâs având deasupra ei o mustață neagră subțire de tip spaniol, lăsa să se vadă un șirag de dinți mici și albi. Acest ansamblu de trăsături, poate prea delicate, era subliniat de 2 sprâncene frumos arcuite și desenate, care îi atribuiau un aspect de fermitate și măreție. Rezemat de stâlp, într-o atitudine nepăsătoare, avea aerul că doarme și urmărește un vis frumos. Chipul său oglindea întreagăt un șirag de senzații fugitive, dar plăcute. Steven îl privi mult timp cu ciudă. Tânărul medic se știa frumos, dar nici nu-i trecea prin minte că s-ar fi putut stabili o paralelă între el și acest străin superb. Gelozia îl înfățișa și mai frumos decât era în realitate. În ochii lui, acest visător apatic căpătă proporții extraordinare, fatale.
era unul dintre acei bărbați cu profil magnetic care, în romane, apar în adins pentru a tulbura virtuțile cele mai inexpugnabile într-o chiparea lui Don Juan. Steven nu putea reproșa nici măcar acea ușoară cicatrice care îi brăzda fruntea. Nu o vedea, deși ungherul bisericii în care se afla era învăluit într-o lumină foarte puternică. Într-adevăr, pentru ca această cicatrice să apară, albă și reliefată, ar fi trebuit ca fruntea să se înroșească sub impulsul unei pasiuni stârnite brusc. Or, în clipa aceea, fruntea visătorului era palidă și netedă ca a unui copil. În disperare de cauză, Steven se agăță de ochii lui închiși și imagină injectați, ieșit din orbite, apoi, îmboldit de o speranță bizară, își frecă mâinile aproape strigând: poate că-i sașiu. Această idee binefăcătoare îl liniști de-a binelea și, întrucât slujba se apropia de sfârșit, se îndepărtă de frumosul visător spre a putea observa mai în voie comportamentul verișoarei Clary în agitația care avea să se producă printre credincioși. Abia ajunse la noul său post de observație și asistența se ridică în picioare. Sufletul lui Steven îi se oglindea în priviri. Ridicându-se, Clary aruncă iar o ochiadă spre faimosul stâlp și de asta dată privirea-i fu îndelungată, pătrunzătoare și plină de pasiune. Steven și-ar fi dat 6 luni din viață pentru o privire asemănătoare. Voi să vadă cum răspundea la ea necunoscutul. Ciudat. Bărbatul continua să viseze, nu-și deschisese ochii. Părea străin de tot ce se întâmpla în jurul lui. Steven se simți profund umilit. Nici măcar nu se uită la Clary, murmură el, fremătând de furie. Ea e cea care îi iubește, nu el. Necunoscutul m-a învins fără să o știe. Deci, problema nu era prea dificilă. Această concluzie implicită îl răni profund pe Steven și făcu să-i apară broboane de sudoare pe frunte. Îi invidie pe eroii teatrului Adelphi, care totdeauna au pumnale în buzunare pentru a se sinucide la nevoie. Între timp, un suspin zvâcni în pieptul frumoasei Clary, care își întoarse cu părere de rău fața spre altar. Preotul intonă un psalm, iar un cor de voci cristaline și pure înnăbuși curând vocea sa tremurată. Visătorul ciuli cu voluptate urechea, asemenea unui șarpe în apropierea căruia se cântă din flaut. Surâsul îi se accentuă și mai mult, întreaga sa figură exprimând o încântare nedeslușită. Steven îl contemplă cu uimire. Pe măsură ce psalmul continua, trăsăturile necunoscutului deveneau mai moi și mai senzuale. Părea pradă unui extaz irezistibil. Pentru bolnavii noștri, spuse în acest moment o voce blândă în spatele lui Steven. Se întoarse și o recunoscu pe Ana, care ținea în mână cutia milelor după moda care începea să revină în unele congregații protestante. În tulburarea lui, Steven consideră că e cazul să procedeze ca un smintit. Își scotoci buzunarele de la vestă și, apucat de un acces incalificabil de grandomanie, zvârli cu zgomot una după alta, 2 coroane în cutie. Ana îi mulțumi printr-un surâs grațios. După acest romantic act de generozitate, Steven își reveni și răsuflă zgomotos, apoi aruncă o privire triumfătoare misteriosului său rival. Măcar aici te voi depăși, necunoscut vrednic de ură. Pentru bolnavii noștri, spuse iar Ana, oprindu-se în fața visătorului. Acesta tresări și deschise ochii pe jumătate. La vederea Anei, făcu un pas înapoi, ducând mâna la frunte, așa cum procedezi atunci când ai impresia că ești pradă unei iluzii, apoi rămase nemișcat, ațintindu-și privirea asupra tinerei fete. Ana, rușinată și emoționată, voi să se îndepărteze, dar visătorul o reținu cu un gest plin de grație și, scoțând din buzunar un portofel voluminos, luă o bancnotă de 10 lire pe care o depuse în cutie cu o adâncă reverență. Steven își strânse nervos pumnii și își mușcă buza până la sânge. Văzuse în colțul bancnotei imprimat cu litere gotice cuvântul 10. 10 lire! Iar eu 10 șilingi, mormăi el.
Necunoscutul o urmări câtva timp cu privirea pe Ana, în vreme ce aceasta continua să strângă cheta. Când ea se pierdu în mulțime, necunoscutul aruncă o privire în jurul lui. Indiferentă și distrată, aceasta se opri asupra lui Steven. Nu-i sașiu, gândi mâhnit tânărul medic, dar revenindu-și numai decât, adăugă. Unde naiba am mai văzut mutra asta? Zadarnic scormoni prin amintirile sale. Fu nevoit să recunoască peste puțin timp că o vagă asemănare îl inducea fără îndoială în eroare. Într-adevăr, necunoscutul nu era sașiu. Ochii săi mari, de un albastru întunecat, îi spăreau farmecul. Privirea era pătrunzătoare și plină de strălucire. Seara se lăsase de mult. O parte din templu, unde se ținea slujba, era viu luminată, în timp ce Naosul dispărea cufundat într-o obscuritate absolută. Frumosul necunoscut, trezit din visul său, părăsi stâlpul de care se sprijinise și se îndreptă încet spre partea cufundată în beznă. Odată cu el se urni din loc un om prost îmbrăcat, cu un chip fioros, care holbase ochii la vederea bancnotei oferite Anei. Individul, în loc să-l urmeze pe visătorul nostru, se deplasă în partea opusă, astfel încât, în turul lor circular, aveau să se întâlnească în centrul Naosului, adică în locul cel mai întunecos și pustiu. Steven văzuse manevra și un gând neașteptat îi trecu prin minte. Bănui că se punea la cale un asasinat. Crima, în caz că bănuielile sale s-ar fi dovedit întemeiate, i-ar fi servit de minune interesele. Dar Steven, deși nu avea caracteristicile unui erou de roman, era un om cinstit și de onoare. Respingând, deci, sentimentul egoist care îl făcuse mai întâi să se bucure, își părăsi la rândul lui locul și se cufundă în umbra altarului, hotărât să dea, la nevoie, un ajutor loial necunoscutului. Acesta mergea încet. Uneori se oprea, se întorcea, apoi își continua iar drumul ca și cum ar fi căutat, ca un cunoscător, punctul cel mai favorabil pentru a asculta, învăluită și pierdută în depărtare, sfânta muzică a psalmilor. Steven îl urmări multă vreme, dar Naosul era cufundat într-o beznă atât de adâncă, încât la 10 pași obiectele dispăreau cu totul. Într-unul din capricioasele ocoluri pe care le întreprindea visătorul nostru, Steven îl pierdu brusc din vedere și, cu toate străduințele sale, nu reuși să-l regăsească. Atunci Steven se îndreptă în partea cealaltă pentru a-l înhăța pe mizerabilul căruia îi atribuia intenții criminale. Omul cu hainele ponosite nu era de găsit. Steven fu măcinat de o bizară dilemă. Era nevoie, pe baza unei simple bănuieli, care din capul locului putea să pară absurdă oricui, să întrerupă ceremonia religioasă și să lumineze Naosul? Sau trebuia să aștepte un țipăt, un semn care să-i arate încotro să alerge pentru a da ajutor? Primul mijloc era, firește, cel mai sigur și cel mai bun. Steven nu îndrăzni să-l folosească. Așteptă sub povara unei apăsări înfrigurate, părându-i se că aude uneori strigătul răgușit și ignit al unui om lovit de moarte. Între timp, frumosul nostru visător, ignorând primejdia poate imaginară și solicitudinea al cărei obiect era, își continua plimbarea cuprins de vrajă. Își oferea fără rezerve inima acestei poezii, invoca amintirii din zilele tinereții sale. Se odihnea într-o fericire extatică, în urma oboselii unei vieți poate foarte vinovate, căci aceasta era structura necunoscutului nostru. Putea să devină uneori generos pentru a se bucura de fericirea pe care ți-o dăruiește o faptă bună. Era un om plămădit din senzații, care știa să obțină satisfacții din orice lucru și orice întâmplare. Un om capabil, în același timp, de bine și de rău. Caracter mărinimos, sincer, entuziast din fire, dar egoist alteori, rece din calcul și dispus să vândă universul pentru câteva minute de plăcere, iar energia pe care alții o cheltuiesc pentru a se apropia de un țel statornic, unic și de mult râvnit, el o irosea spre a obține o satisfacție efemeră, pentru o fantezie, pentru a-și satisface un capriciu. Iar capriciul, odată satisfăcut,
ce da locul unei noi dorințe. Și atunci deveneau necesare alte eforturi, totdeauna încununate de succes, deoarece erau puternice, însă mereu urmate de o oboseală cumplită căreia îi succeda o activitate mistuitoare. Deși viața lui nu fusese până atunci decât o lungă suită de pasiuni potolite și de capricii satisfăcute, inima sa își păstrase sensibilitatea neprihănită, gusta iubirea în înghițituri mici, așa cum un cunoscător de vinuri își soarbe licoarea tacticos. Ura sa, când se întâmpla să urască, îi era dragă. Nu putea suferi acele brutale răzbunări adresate corpului și săvârșite cu pumnalul. Dar era prea puternic ca să aibă deseori prilejul de a urâ. Cei care nu-l cunoșteau deloc îl admirau și îl iubeau. Cei care îl cunoșteau nu puteau să-i reziste și își plecau fruntea în fața voinței lui de oțel. În ziua aceea avea chef de visare și se dăruia cu tot sufletul acestui sentiment. A doua zi ar fi zâmbit dezgustat dacă s-ar fi gândit la fericirea din ajun. Congregaționistele își intonaseră ultimul psalm. Visătorul nostru, simțind că îi se va răpi cupa din dreptul buzelor, nu voia să lase în ea nicio picătură. Se întinse pe o bancă pentru a privi și a asculta mai bine. Așezându-se, îi se păru că aude un zgomot ușor în spatele lui, căruia de altfel nu-i acorda nicio atenție. Dar e nevoie de foarte puțin ca să deturnezi axul nebulos al acestei sfârleze care se numește visare. Pe nesimțite, fără ca să-și dea seama, în creierul necunoscutului nostru năvăliră alte gânduri. Imensa tindă, tenebroasă și solitară, i se înfățișă deodată sub un aspect lugubru. Ultimele acorduri ale muzicii divine i se păreau potrivite pentru înăbușirea unui geamăt de agonie. Umbra era în stare să ascundă niște răufăcători și în timp ce acolo jos se adresau rugi lui Dumnezeu, Satan veghea poate în noapte și călăuzea hohotind pașii vicleni ai unui asasin. Mintea era furată de aceste noi gânduri când un strigăt tot slab, dar mai apropiat, îi ajunse la ureche. Necunoscutul rămase imobil, dar visul își luă zborul și spiritul său, readus brusc pe tărâmul realității, examină cu răceală situația. Cu o mișcare înceată, imperceptibilă, întoarse capul și văzu o umbră venind spre el târâș. Caragiosul ăsta mi-a tulburat gândurile, își spuse el. Vrea să mă ucidă. Continuă să stea nemișcat și să aștepte. După câteva secunde, individul care se târa astfel era omul cu haine ponosite, se ridică brusc și făcu un salt înainte. Însă cuțitul său, deși bine mânuit, nu lovi decât spătarul unei bănci. Necunoscutul evitase la timp lovitura. Când asasinul încercă să se năpustească asupra lui, își simți încheietura mâinii strânsă ca într-o menghină. Își apropie chipul de cel al necunoscutului. Ochii lor erau obișnuiți cu întunericul. Se recunoscură în același timp. Bob Lantern, murmură frumosul nostru visător. Îndurare, înălțimea voastră, strigă asasinul căzând în genunchi. Nu v-am recunoscut. Înălțimea sa slăbi din strânsoare brațul lui Bob Lantern. Acesta își împreună mâinile implorând. Prea bunul meu stăpân, spuse el, prea bunul meu, Mr. Edward, în costumul ăsta aveți o talie subțire ca de domnișoară. Cum era să vă recunosc? Și ăsta e un motiv să ucizi în biserică? Mi-era foame, prea bunul meu stăpân. Dumneavoastră nu prea plătiți la timp și viața e al naibii de scumpă la Londra. Dacă era ca acolo în Scoția, gura, rosti pe un ton poruncitor, Mr. Edward. Ce fac, camarazii tăi? Nu prea grozav. Viața e al naibii de scumpă. Vină mâine și ți se va plăti. Dar să nu te mai prind cu lovituri din astea prostești, meștere Bob, că dai de dracu. Mr. Edward se îndreptă spre locul unde se afla corul. Bob se ținea după el cu mâinile în buzunare, având înfățișarea unui câine căruia stăpânul i-a aplicat o corecție. Plictisit, Steven se întoarse lângă Pristol, unde congregația se pregătea de plecare. Rămase uluit când îl văzu pe necunoscut, întorcându-se escortat de omul prost îmbrăcat. Odată primejdia trecută, toate gândurile sale de ciudă și ură
ieșiră din nou la iveală și aproape-i păru rău că fusese îngrijorat. În clipa aceea, Mr. Edward nu mai merita epitetul de visător pe care i l-am dat de atâtea ori. Mergea cu fruntea semeață și talia cambrată, ca un om lipsit de orice preocupare. Se opri un moment în fața congregaționistelor. În timp ce își punea mânușile, Mr. Edward o zări pe fermecătoarea domnișoară care venise cu cheta și i-a păruse apoi la trezirea din visare, dar nu o băgă deloc în seamă pe Clary, a cărei privire nu-l părăsea nicio clipă. Steven, dimpotrivă, nu o vedea decât pe Clary și gelozia făcea să-i clocotească sângele. Înainte de a pleca, Mr. Edward își duse lornionul la ochi. Hotărât lucru, e minunată, murmură el, făcându-i semn lui Bob să se apropie. Când Bob ajunse lângă el, se aplecă la urechea lui și îi spuse: o vezi pe fata aceea frumoasă de colo, de lângă Amvon? Văd mai multe. Cea mai frumoasă? Depinde de gust. Cea care își închide acum cartea de rugăciuni. Aia cu cheta? Exact. Să o urmărești și mâine vreau să-mi furnizezi informațiile despre ea. Bob Lantern făcu un semn de încuviințare, iar Mr. Edward se retrase. Trecu pe lângă Steven, dar nu dădu atenție privirii pline de ură a tânărului medic. Clary îl urmări din ochi până la ușă. Îndată după plecarea lui, Steven se repezi la Bob Lantern. Vreau să știu numele acestui individ, spuse el. Care individ? Întrebă Bob în loc să răspundă. Individul cu care ai stat de vorbă. Nu e un individ, spuse Bob cu emfază. E un domn. Cum îl cheamă? Habar n-am. Steven își duse mâna la buzunar și scoase o monedă pe care i-o strecură lui Bob Lantern. Atunci se schimbă chestia, spuse acesta din urmă, punând moneda de aur la loc sigur. Vreți să știți numele lui? Da, dar mai repede. Habar n-am. Apoi, executând acea plecăciune care reprezintă pretutindeni modul de a mulțumi al cerșetorilor, adăugă: Dumnezeu să vă binecuvinteze, tinere domn, și se făcu nevăzut. Sfârșitul capitolului 2. Paul Feval, Misterele Londrei. Partea 1. Gentilomii nopții. Capitolul 3. Apariția unui leu. În aceeași seară, la Trevor House, avea loc un bal. Lordul James Trevor, mare senior prin naștere și avere, jucase un strălucit rol politic cu câțiva ani în urmă. De la venirea la putere a partidului Whig, nu mai participa la viața politică, iar saloanele sale deveniseră locul de întâlnire al notabilităților partidului Tory. Era văduv și locuia împreună cu sora sa, Lady Campbell, care își luase de bunăvoie sarcina să se ocupe de educația tinerei Miss Mary Trevor, unica fiică a contelui. Lady Campbell fusese fermecătoare în 1820. În anii 1830, epocă în care se petrece povestirea noastră, pierduse o parte însemnată din frumusețe, dar nicio fărâmă din dorința de a plăcea. Nu agita evantaiul mai mult decât era necesar pentru a-și răcori chipul. Nu arunca la orice vorbă priviri languroase și surprinzătoare. Nu-și pedepsea intimii, osândindu-i să o angreneze în vârtejul amețitor al valsului. Cochetăria ei era de altă factură și mult mai subtilă. Femeie de spirit și cu gust, renunțase de bunăvoie la orice pretenție exterioară de tinerețe într-un mod atât de inteligent încât, în locul învinuirii care se aduce în mod obișnuit femeilor de vârsta ei, era ispitit să formulezi împotrivă-i o acuzație neverosimilă. Lady Campbell se îmbătrânește singură, dar nu-i suficient să te îmbătrânești pentru a ți se ierta că nu mai ești tânăr. Se ivește o primejdie pe care trebuie neapărat să o eviți, dacă nu vrei să fii și să rămâi bătrân cu adevărat. Lady Campbell își dăduse seama de această primejdie și o evitase cu abilitate. Deși se abținea de la plăcerile tinereții, le arăta înțelegere, le preamărea și la nevoie știa chiar să mărturisească într-un chip fermecător ceea ce numea regretele ei,
în așa fel încât lumea se întreba de ce se retrăsese atât de devreme, lucru rar și măgulitor. Lady Campbell era deci, în lumea în care trăia, o femeie aparte, a cărei vârstă rămânea în afara oricărei discuții. Ea trona în mijlocul unui cerc ales, căruia îi devenise și regină și oracol. Cavalerii care roiau în jurul ei erau floarea tineretului la modă. Orice ar fi făcut, nu îi se arăta respect, ci dragoste. Era un rezultat strălucit, dar poate că succesul nu se datora în întregime savantelor manevre ale lui Lady Campbell. În afară de puterea ei de atracție, avea lângă dânsa un magnet a cărui forță nu trebuie dată uitării. Miss Mary Trevor avea 18 ani. Era frumoasă, de o frumusețe suavă, dar firavă și oarecum ștearsă, al cărei chip se găsește reprodus adesea în pânzele lui Reynolds și pe care îl poți îndrezări uneori în spatele storurilor unui cupeu blazonat sau sub bolta nobilă a Westminsterului. Era înaltă și cu torsul ușor curbat înainte din pricina înălțimii. Tenul, de un alb diafan și sidefiu, era însuflețit uneori de o gingașă nuanță trandafirie, care însă nu atingea niciodată acel colorit, strălucitor, simptom de vigoare și sănătate, căruia cunoscătorii spun prospețime, iar francezii frumusețea diavolului. Transparența tenului se putea observa mai cu seamă în jurul ochilor, unde căpăta un palid reflex azuriu, în mijlocul frunții și la tâmple, unde se zăreau o mulțime de vinișoare albastre. Părul blond, nespus de mătăsos, cădea în bucle ușoare de-a lungul obrajilor. Ochii, de un albastru cald, se închideau adesea pe jumătate și păreau cufundați într-o umoare sclipitoare. Zâmbetul era cel al unui copil, dar când devenea gravă, un rid tremurător și subțire îi apărea în colțul buzelor, atribuind gurii o expresie de dispreț. Miss Mary era astfel de la natură. Educația îi dăruise însă farmece noi. Știa să vorbească și să tacă. Orice făcea, fiecare din mișcările ei dezvăluia o grație discretă. Timidă atât cât era necesar și ignorând de altfel ceea ce femeile n-au nevoie să știe, învățase să pară nesigură de ea însăși, ceea ce reprezintă modestia oamenilor orgolioși. Învățase de asemenea să nu se îndoiască niciodată de valoarea altuia, să nu mintă decât în cazuri extreme și să-și prelungească zâmbetul mult timp după ce fusese uitat cuvântul care-i deduse naștere. Miss Mary era opera lui Lady Campbell, gingașă la minte ca și la trup, fusese în mâinile iscusitei sale mătuși o argilă moale și lesne de modelat. Lady Campbell era, pe bună dreptate, mândră de opera ei și orgolioasă peste măsură de despotica putere pe care o exercita asupra nepoatei sale. Miss Mary era singură la părinți. Tatăl ei avea o rentă de 30.000 de lire sterline, după spusele majorității, dar unii afirmau că cifra reală a rentei sale depășea cu mult această sumă. Nu-i greu să ne închipuim că moștenitoarea acestei averi, care, chiar dacă ar fi fost săracă, ar fi putut fi iubită pentru ea însăși, nu ducea lipsă de adoratori. Într-adevăr, cu 2 ani înainte, când își făcuse pentru prima oară intrarea în lume, fusese înconjurată de extrem de mulți pretendenți. La apariția unui astru nou, fiecare, oricât de umil ar fi, începe să nutrească speranțe. S-au văzut doar atâtea miracole săvârșite de iubire. Dar, pe măsură ce astrul se ridică la orizont, lucrurile devin mai limpezi. Cei umili se recunosc singuri învinși, în cazul când nu preferă să ofteze de la distanță. Nu mai rămân decât cei tari. Apoi, lupta se dă între cei puternici. Ar fi un spectacol frumos dacă n-ar fi vorba de un lucru obișnuit, ușor de văzut, în orice salon în care se află o moștenitoare. Lupta dintre cei tari are un rezultat. Tânăra alege sau familia alege pentru ea. Atunci rândurile se formează din nou, ambițiile învinse tac. Cei umili și cei puternici redevin egali, toți au dreptul la razele astrului, căci astrul, pentru a deveni de aici înainte proprietatea unuia singur,
intră de drept în domeniul public. Existența mondenă a domnișoarei Mary trecuse în mod normal prin aceste faze. Cel mai tare dintre cei tari fusese un tânăr modest ca avere, dar cu o origine princiară, fiul cel mai mic al răposatului Lord Conte Fife și care purta numele de Frank Percival. Miss Mary, sau mai degrabă Lady Campbell, îl remarcase și toată lumea considerase bătălia încheiată. Dar deodată își făcu apariția un alt campion care redeschise competiția, dându-i un nou avânt. Acest campion nu era altcineva decât Rio Santo în persoană. Moda a făurit uneori legende bizare care au reușit să amăgească vulgul. Astfel, ca să cităm un exemplu, Londra și Parisul au crezut odinioară în existența acelui mit care se numea Domnul de Montrod. Ziarele vorbeau despre el, mulți oameni pretindeau că îl văzuseră, unii la Tuileries, alții acasă la domnul de Metternich, alții în saloanele ducelui de Wellington, în sfârșit, alții în cine știe ce cârciumă ordinară. Era în contact cu întreaga diplomație europeană și frecventa toți cămătarii de pe glob. Totul nu era decât o născocire îndrăzneață și nimic mai mult. Cei mai de seamă istorici pun la îndoială de la 1843 existența domnului de Montmort și a fantasticului său valet, care era în același timp stăpânul său. Dar toată lumea l-a recunoscut în anii 1830 pe marchizul Rio Santo, uluitorul, incomparabilul marchiz. Toată lumea își amintește de magnificența lui orientală. Mulțimea a putut afla că în fiecare iarnă cheltuia 5 milioane plus 500 de mii franci pe lună și că totuși nu era deloc un nabab. Într-unul din ani, luna decembrie nu l-a mai găsit instalat în palatul său din Pall Mall. Trecut decembrie, apoi ianuarie. Jockey Clubul s-a întristat, Hyde Park a purtat doliu, iar corpul de balet de la Queen's Theatre a dansat un pas funebru în memoria lui. Murise? Era ruinat? Nimeni nu putea afirma nimic. Nimeni n-a știut vreodată. Dar, la urma urmei, ce importanță are? Oamenii de soiul lui Rio Santo au nevoie să trăiască prea mult? Ei petrec o zi, un an într-un oraș, apoi pleacă. Dar amintirea lor rămâne. Cei mai mulți cred că Rio Santo se va întoarce într-o bună zi. Nu suntem deloc în măsură astăzi să ne formulăm o părere în această privință. Fapt este că în 1830, Rio Santo sosise de la Paris, unde timp de 4 sau 5 ierni la rând trecuse drept regele modei. El veni împreună cu armata sa de la chei, cu grajdurile, din care ultimul cal făcea cât 3 sau 4 armăsari ai celebrului conte de Cambis, cu haitele sale regale de ogari și cu mai multe duzini de baroane care mureau de plăcere visând la tenul palid și la pătrunzătorii săi ochi albaștri. De obicei, Londra nu se emoționează decât atunci când e cazul. Prinții străini, fiii de împărat, trec pe acolo cu totul neobservați. Rio Santo nu era decât marchiz. Cu toate acestea, la 3 zile după sosirea sa, era tema tuturor conversațiilor. Palatele din West End vorbeau despre el, magazinele din Holborn și de pe Strand, însă îlau numeroase cancanuri în jurul persoanei sale, maghernițele din Bishopsgate îi rosteau cu respect numele. Era subiectul discuțiilor de la St. James, din Clare Market, Richmond și cocioabele de la Smithfield. Și totuși, nimeni nu se putea lăuda că îl văzuse pe acest faimos marchiz de Rio Santo, despre care vorbea lumea. Primele 3 sau 4 zile după sosirea în Anglia și le petrecu în singurătatea minunatei sale locuințe din Belgrave Square. Dar ce importanță avea asta? În saloanele aristocratice, tinerii seniori îi aduceau osanale pe toate tonurile, iar în reuniunile burgheze, tinerii adolescenți se înclinau la auzul numelui respectat al ilustrului marchiz și până și în taverne, între 2 ginuri, se pomenea același nume. Fiecare și-l înfățișa pe misteriosul marchiz
după înclinația firească a gândurilor sale. Bărbații însurați, induși în eroare de numele și reputația lui, se așteptau să-l vadă purtând mantaua roșie a lui Fra Diavolo sau cel puțin pălăria cu pene a lui Don Juan. Femeile înzestrau chipul lui necunoscut cu aerul fatal pe care romancierii de duzină îl conferă amărâților lor eroi diabolici. Fetele tinere îl vedeau în imaginația lor cu privirea visătoare, fruntea frământată, un nas acvilin și un surâs infernal, dar divin. Este lesne de înțeles că misterul și incertitudinea înflăcărau și mai mult dorința fiecăruia de a-l cunoaște pe marchizul de Rio Santo. Totuși, această dorință nu depășea o anumită sferă socială, rămânând concentrată în lumea celor două aristocrații rivale și, într-o formă foarte mică, în cea a comerțului de anvergură. Ca și cum n-ar fi existat până atunci destule motive de rivalitate, politica intră și ea în joc. Un zvon vag începu să circule în cluburile de obicei bine informate. Se spunea că marele marchiz era trimisul secret al unei puteri străine de prim rang. Se dădeau asigurări că misiunea sa era confidențială și extrem de importantă. În rest, nimeni nu putea preciza despre ce era vorba. Dar tocmai din această cauză, faptul fu considerat pozitiv și materialmente dovedit. Întrebarea era, căreia din personalitățile celor două partide, Whig sau Tory, îi va face prima vizită? Se încrucișară 30 de invitații, semnate de multe nume ilustre, dintre care cel mai puțin celebru posedea un palat și câteva milioane. Rio Santo nu se grăbi deloc să aleagă, se lăsă mult timp așteptat. Apoi, într-o seară, după prima sa excursie la Richmond, acceptă să fie condus la Derby House. Lady Ophelia Bernwood, contesă de Derby, era văduva unui cavaler al Ordinului Jartierei. Averea ei rivaliza cu cea a bancherilor de pe Thames Street. Avea 25 de ani și trecea drept cea mai fermecătoare femeie de pe King's Road, care îi o stradă foarte întinsă și plină de femei încântătoare. Când se anunță sosirea lui Rio Santo, o emoție mută străbătu cele două șiruri de femei care se aflau în saloanele contesei de Derby. Rio Santo își făcu apariția. Toate îl considerară un bărbat frumos, dar aici colo se manifestară unele mici dezamăgiri, deoarece, în ansamblu, nu era suficient de romanesc. Mai întâi, stârni uimire faptul că marchizul, fără îndoială ireproșabil, dar neavând nimic extraordinar, izbutise să-i răpească timp de 3 ani lordului S, sceptrul, sau, mai bine spus, cravașa modei pariziene. Lumea se așteptase să poarte o cravată mai inefabilă, să aibă un mers mai poetic, o privire mai greu de definit. Pe scurt, prima impresie nu corespunse întru totul așteptărilor. Dar Rio Santo începu să vorbească. Farmecul lui cuceri lumea cu atât mai ușor și mai repede, cu cât împotriva seducțiilor sale anunțate, exista un fel de reacție preconcepută. Tinerele doamne își lăsară inimile purtate pe aripile verbului său electrizant, iar doamnele mai în vârstă regretară vremurile fericite când mai puteau fi electrizate. Curând, trebuie să se recunoască faptul că Rio Santo avea o inteligență scăpărătoare. Știa nu numai să anime o conversație, ceea ce este un lucru rar, ci să și vorbească. Inteligența lui suplă și puternică te cucerea. Era un om grav și strălucitor. Elocvența sa, deși nu făcea niciun efort pentru a o evidenția, putea să continue la nesfârșit și totuși posedea în cel mai înalt grad acea artă care le întrece pe toate, arta tăcerii. În același timp, lumea rămase uluită de fastul pe care îl etala nu ca un cămătar îmbogățit, ci ca un autentic mare senior. Astfel încât, după câteva săptămâni, Rio Santo deveni la Londra ceea ce fusese la Paris. Bărbatul prin excelență, regele, zeul. În perioada sosirii sale în Anglia, câteva figuri noi pătrunseseră în înalta societate. Toți oameni de bună condiție, purtând nume sonore și ducând viața ușoară a nobilimii. Printre acești nou veniți, vom cita pe Maiorul Barrowgum, Sir Paulus Waterfield, Doctorul Müller,
cavalerul Angelo Bembo. Acești domni îl cunoșteau cu toții, mai mult sau mai puțin, pe marchiz, pe care îl văzuseră fie la Paris, fie aiurea, dar niciunul dintre ei nu părea să facă parte din cercul său intim. Prima metresă a lui Rio Santo la Londra a fost, se spune, contesa de Derby. Până atunci, Lady Ophelia avusese o reputație de invidiat pentru o văduvă tânără. După părerea tuturor, era o femeie cu mult bun simț, delicată, dar cu o inimă uscată. În sfârșit, o cochetă printre cele mai periculoase și mai temute. Altminteri, cum cochetăria nu exclude nimic când știi să te slujești de ea, era o femeie cu principii alese, cu o minte ascuțită, evlavioasă atât cât trebuie și purtând nepătat numele răposatului ei soț, unul dintre cele mai nobile și mai ilustre ale vechii nobilimi engleze. Într-o lume în care clevetirile se încrucișează cu calomniile, Lady Ophelia reușise să rămână invulnerabilă. Nici o pată cât de mică nu adumbrise imaginea imaculată a renumelui ei. Bărbații o iubeau și se temeau de ea. Rivalele o invidiau și o urau. În viața ei apăru Rio Santo. Existența contesei fu învăluită brusc într-un mister neobișnuit pe care gurile rele nu întârziară să-l considere suspect. Ar fi putut să se apere, adică să ridice vălul și să se înfățișeze ca altădată privirilor mulțimii. Dar era adevărat, îl iubea pe Rio Santo. Îl iubea cu aceeași pasiune care îl inspira și pe teribilul Don Juan, o dragoste fulgerătoare, tinerească, nechipzuită, lipsită de prudență. În ce-l privește pe Rio Santo, el iubea pătimaș și fulgerător. Pasiunea lui ardea prea iute ca să dăinuie. Aruncă la picioarele tinerei Lady Ophelia, inima lui sinceră, geniul, o clipă îmblânzit, întreaga lui ființă, mai mult decât întreaga lui ființă, căci îi făgădui viitorul. Dar Rio Santo, dacă nu mințea niciodată, se înșela, vai, adesea. Se dăruia fără rezerve iubirii, ca și copiii care își dăruiesc jucăriile tovarășilor de joacă, pentru ca apoi să le ia înapoi. Rio Santo lua astfel înapoi tot ce dăruise iubirii. Și, ca și copiii de care am vorbit, nu avea nicio remușcare, deoarece era întotdeauna de bună credință. Cum ar spune unii poeți, era o fire vrednică de ridicat în slăvi. Dar să vă ferească Dumnezeu, domnișoarelor, doamnelor, să vă iasă în cale Rio Santo. Sfârșitul capitolului 3. Paul Feval, Misterele Londrei, Gentilomii Nopții, capitolul 4. Cum se ivește dragostea în vis? Toate cercurile mondene ale Londrei comentară timp de o săptămână căsătoria lui Rio Santo cu Lady Ophelia Bernwood, contesă de Derby. Erau o pereche foarte potrivită, totuși căsătoria nu a avut loc. Rio Santo declară răspicat că se înșelase. Unii luară drept sinceră această declarație, alții socotiră că, dimpotrivă, reușise prea bine. Rio Santo se aclimatizase în metropolă. Superioritatea fantastică pe care i-o conferise la început renumele trecu cu bine examenul. Era, fără îndoială, demn de gloria lui. Saloanele îl solicitau. Cele două aristocrații își disputau cu înverșunare favorurile lui. Erau acolo soții fermecătoare de bancheri milionari, care s-ar fi compromis bucuroase cu speranța legitimă de a stârni gelozia trufașelor castelane din Belgrave Square. Rivalitatea dintre clici căpătă toate aspectele unei pasiuni. Marchizul trecea calm și senin, nepăsător față de aceste dușmănii profunde. Frecventa West End-ul, deoarece moravurile cartierului nobil măguleau înclinațiile aristocratice ale firii sale, dar nu disprețuia deloc City-ul și nici, dintr-o rațiune mai puternică, recepțiile partidului Whig. În felul acesta putea lucra în tocmai ca o albină, să aleagă fără a exclude. După contesa Derby, iubi fără îndoială și alte femei. Dacă ni s-ar cere să întocmim bilanțul aventurilor sale,
am fi puși în mare încurcătură. Într-o bună zi, o întâlni pe Miss Mary Trevor și găsi că această copilă palidă, ștearsă la chip, cu o frumusețe aproape nebuloasă, n-avea nimic atrăgător în ea. Pe semne, nici nu se gândise prea mult. Mary se simțea stingherită în prezența acestui bărbat, al cărui renume bizar îi inspira repulsie. Se întâlniră apoi a doua oară. Miss Mary începu să cânte. Vocea ei caldă, dar fără volum, ajunse la urechile lui Rio Santo ca un zgomot inutil. Rio Santo începu să vorbească. Timbrul lui vibrant și grav afectă în chip dureros auzul domnișoarei Mary Trevor. De ce? Mary n-ar fi putut să răspundă la această întrebare. În sfârșit, se întâlniră a treia oară la un concert dat în saloanele distinsei Lady Ophelia. Rio Santo era în seara aceea palid, taciturn și arunca în jurul lui priviri discrete. Miss Trevor, care ședea lângă Miss Diana Stewart, cea mai bună prietenă a ei, într-o sală încă neinvadată de mulțimea jucătorilor, discutau în șoaptă. Diana era verișoara și prietena din copilărie a lui Frank Percival, pe care o călătorie îl ținea departe de Miss Trevor, logodica sa. Cele două fete nu mai încape nicio îndoială, vorbeau despre el. Rio Santo, în picioare, sprijinit de o coloană a cărei proeminență le ascundea pe jumătate, era ispitit să asculte, dar nu auzea nimic. Pe semne, cele două tinere, care mai înainte vorbiseră foarte încet, încetară să se mai ferească, deoarece se credeau la adăpost de orice ascultător indiscret. Conversația lor ajunsese ca un murmur la urechile lui Rio Santo. El nu-i dădu nicio atenție și continuă să viseze, căci Rio Santo era un visător pasionat. Nemulțumit de satisfacțiile fără număr pe care îi le dăruia realitatea, invoca astfel forțele bine tăinuite ale structurii sale poetice și, legănat de nălucile evocate, se lăsa purtat pe aripile vreunei reverii încântătoare. În momentul despre care vorbim, Rio Santo avea un vis de dragoste. În îndepărtatul miraj pe care extazul îl înfățișează ochilor sufletului și care seamănă cu un decor de teatru, zărea o copilă blondă ce ridica spre el o privire angelică, încrezătoare, tandră, timidă. Orchestra acompania o melodie brodată pe unul din acele motive simple și emoționante pe care barzii inspirați ai nesfârșitelor întinderi verzi ale Irlandei le regăsesc în ținuturile sălbatice. S-ar fi putut spune că această arie avea o legătură directă și reală cu tânăra fată din vis și, fiind vorba de o amintire, lucrul era posibil. Chipul lui Rio Santo exprima un soi de încântare amestecată cu melancolie. Mary, murmură el, blânda mea Mary. Sărmană Mary, strigă în același timp Miss Diana Stewart, tânăra cu care se întreținea Miss Trevor. Apoi adăugă cu un surâs ușor. Așadar, îl iubești? La auzul numelui de Mary, Rio Santo deschise ochii și privirea lui căzu asupra profilului grațios al domnișoarei Trevor. Rio Santo o mai văzuse pe Miss Trevor și totuși i se păru că o vede atunci pentru prima oară. Probabil că delicatul și grațiosul surâs al sfioasei Miss Trevor își găsise locul în visul care îl subjuga pe Rio Santo în clipa aceea. Poate vreo asemănare îndepărtată venise în ajutorul acestui nume de Mary spre a purta pe culmi iluzia marchizului. Din această cauză, sau din altele, el își simțea inima tresărind și luându-și zborul spre fermecătoarea fată imaginată de fantezia sa. O privi ca pe o pradă viitoare și, știindu-se răsfățat de succes, nici nu se gândi la mijloacele pe care le va folosi pentru a-i intra în grații. Miss Trevor ezitase o clipă înainte de a răspunde la întrebarea Dianei. De când a plecat, sunt tristă și aștept cu nerăbdare întoarcerea lui, spuse ea în cele din urmă. Rio Santo era fascinat de armonia vocii pe care o disprețuise în ajun. Îi admiră căldura, delicatețea timbrului, îl fermeca deoarece, într-un colț îndunecat al memoriei sale, atingea o coardă
ce nu mai îi răsuna de ani de zile, făcând să vibreze o notă uitată. Se mișcă involuntar. Miss Trevor întoarse capul și obrazul palid îi se îmbujoră. Fata își dădu seama că răspunsul ei fusese auzit. Apoi, stăpânită iarăși de sentimentul de teroare care o dominase la vederea marchizului, tremură din cap până în picioare și strânse brațul Dianei. Să mergem, spuse ea, îndemnându-și prietena uimită să se îndrepte spre salonul în care se desfășura concertul. Ai zărit vreun șarpe în spatele fotoliului tău? Întrebă pe un ton vesel Miss Stewart. Am zărit un bărbat, șopti Mary. Diana se întoarse brusc și observă privirea înflăcărată a lui Rio Santo, care o urmărea pe prietena ei. Își luă un aer serios. Cum te mai soarbe din ochi, spuse ea cu invidie. Privirea îi parcă aruncă săgeți de foc spre tine. Mary tremură mai cumplit. Rio Santo părăsi coloana și merse să ia loc în fotoliul ocupat mai înainte de Miss Trevor. Zăbovi acolo multă vreme și nu se reîntoarse în salonul de concert decât atunci când mulțimea jucătorilor năvăli în sală. Sărmana Mary, murmură el ridicându-se. De atunci n-am mai iubit niciodată ca acum. Câteva zile după aceea, Rio Santo fu prezentat lui Lady Campbell și Lordului Trevor. Lady Campbell era omul cel mai potrivit să aprecieze toate calitățile frumosului marchiz. Fu măgulită de inițiativa pe care o luase apelând la ea și își dădu seama că importanța ei mondenă avea să sporească în mod considerabil. Într-adevăr, Trevor House deveni dintr-o dată locul de întâlnire al cercurilor mondene. Toată lumea voia să se afișeze acolo, iar tinerii gentilomi care veniseră la Londra aproape în același timp cu Rio Santo, solicitară printre cei din tâi această onoare. Hotărât lucru, majorul Barrowham, doctorul Mueller, Sir Paulus Waterfield și frumosul cavaler Angelo Bembo nu găseau nicăieri uși închise. Abia introduși în cercul lordului Trevor, se grăbiră să o copleșească cu atenții pe Lady Campbell și să-i facă o curte asiduă. Cei patru gentilomi întrețineau relații superficiale și ocazionale care se încheagă atât de ușor în înalta societate, dar aparent nu îi lega nicio intimitate. Totuși, ai fi zis că se înțeleseseră să sprijine pe lângă Lady Campbell interesele lui Rio Santo. Probabil o simplă coincidență. De altfel, Rio Santo n-avea deloc nevoie de ajutor. Cu cât o femeie era mai spirituală, cu atât avea mai puține șanse să scape de seducțiile spiritului său. Or, credem că am mai spus-o, Lady Campbell, având o inteligență delicată și aleasă, era neîntrecută în această privință. Fu curând cu totul subjugată, după câteva zile, îl privea pe Rio Santo ca pe un prieten al familiei. După o lună, nu mai vedea decât prin ochii lui. Lady Campbell, fiind de drept capul familiei fratelui său, toată lumea suferi mai mult sau mai puțin influența marchizului. Toată lumea, chiar și Miss Trevor. Trebuie să spunem totuși că Rio Santo nu acționa direct asupra domnișoarei Mary Trevor. Lady Campbell era cea care își luă în locul lui misiunea de a solicita inima maleabilă a nepoatei sale. Într-adevăr, această femeie îndatoritoare, copleșită de calitățile marchizului, nu se putea abține. Îl prezentă pe Rio Santo nepoatei sale ca pe un obiect de studiu, de analiză, un ultim personaj care, odată cunoscut, avea să-i completeze cunoștințele despre lume și încă multe altele, astfel încât Miss Trevor se rușină și regretă spaima din trecut. Începu să nutrească față de Rio Santo un fel de admirație în care se mai amestecă o teamă nelămurită, dar în niciun caz repulsia de odinioară. Simțea că Rio Santo o iubește. Când o femeie simte acest lucru și când de la aversiune trece la ceva mai mult decât indiferența, poți pune rămășag, după părerea comună a 50% dintre observatori, că va iubi la rândul ei. E chestiune de timp. La un moment dat, se răzbândi la Londra un zvon extravagant și lipsit de orice aparență de adevăr.
Se vorbea că Rio Santo intenționa să se căsătorească, să se însoare precum cel mai simplu muritor, să pună punct final, să renunțe la sceptru, să treacă de la poezie la proză, să-și pună o bonetă de bumbac peste coroană. O născocire stângace, ridicolă, imposibilă. Și totuși era adevărat. Când se răspândise acest zvon, Rio Santo ceruse mâna domnișoarei Trevor. Contrar așteptărilor sale, întâlnise mai multe obstacole, dintre care nici cel mai mic nu era de neglijat. Mai întâi, Lady Campbell, care era loialitatea întruchipată, refuză în ciuda dorinței ei să-l ajute pe marchiz. Dragostea dintre Frank Percival și nepoata ei era întrucâtva propriei operă. Pregătise cu trudă unirea lor. Să abandoneze interesele lui Frank, absent, ar fi însemnat o adevărată trădare, or Lady Campbell era incapabilă de așa ceva. În al doilea rând, Lord James Trevor, vechi gentleman cu principii generoase, își dăduse cuvântul lui Frank. În sfârșit, în al treilea rând, Miss Trevor îl iubea pe Frank Percival. Astfel, marchizul trebuie să îndure un refuz triplu motivat. În adâncul sufletului său nu se simți prea afectat, deoarece obișnuința îndelugată cu succesul nu îi îngăduia să deznădăjduiască. Dar își luă un aer de profundă tristețe, sărută descurajat mâna lui Lady Campbell și se retrase grăbit ca un om care se teme să arate nevolnic în fața nenorocirii. Ajungând acasă, ticlui în minte cel mai uluitor dar de nuntă pe care imaginația surescitată a unei tinere cochete l-a visat vreodată. Lady Campbell era dezolată. Se căia amarnic că-i dăduse cuvântul lui Frank, care, desigur, era un bărbat foarte distins, dar, în comparație cu Rio Santo, nu reprezenta nimic. Lady Campbell, care era disperată, putea firește să creadă că Mary suferea la rândul ei, ceea ce nu era tocmai exact, dar totuși posibil. Odată recunoscută durerea domnișoarei Trevor, această mâhnire putea fi interpretată în mai multe feluri. Avea voie să aleagă. Lady Campbell alese. Își spuse că nepoată sa îl iubea pe Rio Santo și că refuzul suferit de acesta constituia pricina tristeții tinerei fete. Își spuse acest lucru de mai multe ori, fără să-l creadă, apoi, în cele din urmă, îl crezu. Dându-i crezare, avea în mod incontestabil dreptul de a-și împărtăși părerea altcuiva. Ori, cui să-i comunice impresiile ei dacă nu nepoatei sale dragi, fiicei adoptive? La prima confidență, Mary a avut senzația că pică din cer, dar Lady Campbell era de bună credință și poseda atâta elocvență. Mary, fire slabă, neobișnuită să-și analizeze cu atenție adâncul sufletului, era obișnuită, dimpotrivă, să-și însușească fără să le judece toate ideile mătușii ei. Și Mary se lăsă convinsă. Faptul poate să pară ciudat, dar se întâmplă în mod curent. De aci înainte, Lady Campbell se simți în largul ei. Își recăpătă întreaga seninătate. Trebuie să recunoaștem că situația se schimbase. Nu mai era vorba de ea, ci de nepoata ei. Nu poți, cu una, cu două, să sacrifici fericirea unei tinere fete. Ceea ce-i păruse o slăbiciune deveni pentru dânsa o datorie indiscutabilă. Își mărturisi că în aceste împrejurări nu te poți opri la jumătatea drumului. Pentru ea devenea o datorie să-l sprijine pe Rio Santo din toate puterile. La drept vorbind, Miss Trevor trăia pe atunci într-un fel de amețeală continuă care o obosea și plictisea în același timp. Rio Santo produse asupra ei o impresie stranie pe care nu putea deloc să o definească. Lady Campbell numea asta dragoste. Probabil că era. Și totuși, imaginea lui Frank Percival rămăsese adânc gravată în inima fetei. Copleșită de forța infailibilă a mătușii sale, Lady Campbell, sfătuită și de indolenta slăbiciune a caracterului ei, se complăcea în această îndoială stranie, aproape fantastică. Suferea în tăcere, fără să caute o soluție. Rămânea de învins obstacolul pe care Lord Trevor, neclintit ca o stâncă și amintindu-și de cuvântul dat, avea desigur să-l înlăture în fața acestui nou proiect.
La o înfruntare fățișă nici nu se puteau gândi, deși, între noi fie vorba, lucrul acesta era cel mai ușor cu putință. Când ai reușit să te înșeli pe tine însuți, să înnăbuși conștiința unei tinere fete și să-ți păstrezi totuși liniștea sufletească, poți pe bună dreptate să speri a suci capul unui bătrân gentilom, ale cărui cizme călcaseră mai mult pe câmpurile de luptă decât pe covoarele discrete ale oficinelor diplomatice. Lui Rio Santo i se îngădui să-și declare sentimentele față de Miss Mary Trevor, care în tot cursul nopții următoare îl visă pe Frank Percival. Trebuie să recunoaștem că tânărul nobil își alesese cam prost momentul pentru călătorie. Așa se întâmplă de obicei la vârsta lui, când părinții, spre a dovedi tuturor înțelepciunea lor superioară, amână o căsătorie dorită sub pretextul că nu-i încă timpul. Sărmană înțelepciune, biet pretext! Există un singur moment când poți fi fericit. Dacă îl lași să treacă, spunând nu-i încă timpul sau orice altă nerozie, diavolul se amuză și jvâră coada. Frank Percival, acceptat de întreaga familie Trevor, era logodnicul aproape oficial al blândei Mary, dar aceasta nu avea încă vârsta potrivită. Peste un an, i se spuse. Frank se întrebă cum va putea aștepta 365 de zile fără să moară de 730 de ori. Unul dintre prietenii lui, căci atunci când un om trebuie să-și frângă gâtul, se găsește întotdeauna un prieten care să-l ajute, unul dintre prietenii lui îl sfătui să ia poștalionul și să viziteze Elveția. Frank plecă în Elveția. Rămase acolo un an, nici mai mult, nici mai puțin. În clipa când intră pe ușă, îngrijitoarea casei îi dădu o scrisoare datată cu 8 zile în urmă, prin care era invitat să-și petreacă seara acasă la Lord James Trevor. Frank își schimbă în grabă costumul. Balul de la Trevor House avea loc în aceeași seară. Sfârșitul capitolului 4. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Misterele Londrei. Gentilomii nopții. Capitolul 5. Balul. Trevor House, edificiu seniorial situat în Norfolk Street, unul dintre puținele palate particulare londoneze pe care echerul inginerului constructor nu le-a nivelat în chip jignitor, își înalță între grilaj și grădină ansamblul corpului său de case flancat de două aripi ieșite în afară. Fațada principală dă spre niște boschete minunate, dincolo de care se întinde o peluză înconjurată de o pădure deasă de arbuști, destinată să ascundă zidul ce desparte grădina de Park Lane. Această grădină, foarte întinsă, pare și mai vastă datorită planului ei savant întocmit. În această seară, ferestrele înalte ale fațadei erau inundate de lumină, iar bietele santinele însărcinate să păzească statuia colosală a lui Achille ridicată în cinstea ducelui de Wellington, puteau zări printre crengile despuiate ale copacilor, luminile lustrelor atenuate de apărătoarea diafană a draperiilor. Ora când se vine la bal sunase, saloanele se umpleau încetul cu încetul, iar orchestra condusă de Angelini, acest rege al cadrilului, își încerca instrumentele în acorduri nehotărâte și timide. Dansul nu începuse încă, dar fotoliile plasate în saloane își primeau treptat oaspeții. Îndeosebi, salonul principal, unde se afla Lady Campbell, avea un aspect fermecător și părea un coșuleț aproape plin, care mai aștepta doar câteva flori. Lumea înfiripa dialoguri. Lady Campbell și Miss Trevor, înconjurate de un grup numeros care se înnoia necontenit, salutau, primeau omagii, răspundeau, salutau iar și o luau iar de la capăt. Vă rog să-mi faceți onoarea de a-mi permite, doamnă, spuse tânărul viconte de Lantour-Lussé,
ridicând mâna grațioasei Lady Campbell până la o jumătate de deget de buzele sale și sărutând-o. Domnișoară, vă rog să-mi faceți onoarea de a-mi permite. Aveți, vorbesc foarte serios, un evantai minunat. Viconte, spuse Lady Campbell surâzând, este pentru a șaptea oară că evantaiul nepoatei mele te farmecă. Grupul care le înconjura pe cele două doamne în acest moment se amuza mult, deoarece remarca avea pretenția unei ironii. Vicontele de Lanturlus râse mai tare și mai mult decât ceilalți. Adorabilă, graseie el, de șapte ori fermecător. Dar la această remarcă, grupul nu râse deloc, ceea ce îl surprinse nespus pe vicontele de Lanturlus, care, decepționat, bolborosi cu nasul în jabăul cămășii. Vorbesc foarte serios. Lady Campbell se înclină de 3 sau 4 ori la dreapta și la stânga pentru a fi la zi cu contul ei curent de saluturi. Dădu mâna cu Lady Ophelia Bernwood, contesă de Derby, care intra, iar Mary o sărută pe Diana Stewart, a cărei mamă tocmai era anunțată. Sir Paulus, se adresă Lady Campbell, unuia din cei care sosiseră. N-aveți să ne povestiți nicio noutate? Circulă zvonul, răspunse Sir Paulus Waterfield, că marchizul de Rio Santo își schimbă atelajele și mobilierul din casă. Vorbești serios? Întrebă vicontele. Nu sunt nici 3 luni de când și-a renoit casa. Marchizul are motive să procedeze astfel. Scumpul meu Rio Santo nu mi-a spus nimic, murmură vicontele de Lanturlus, a cărui marotă era să treacă drept un pilade al marchizului. Ce fel de motive, începu Lady Campbell? O căsătorie, răspunse majorul Barrowham. Marea noutate a zilei. Mary își pierdu surâsul de circumstanță pe care și-l fixase pentru totdeauna pe buze. Simți brusc o fierbințială și mâinile îi se răciră. Lady Campbell îi aruncă o privire. Cât de mult îl iubește, gândi ea. Miss Trevor se gândea la Frank Percival, pe care nu-l mai iubea de vreme ce se stabilise astfel, dar care, de dimineață până seara, îi frământa gândurile la concurență cu Rio Santo. Căci Mary ajunsese să-i dăruiască marchizului jumătate din gânduri, dacă nu jumătate din inima ei. Rio Santo făcuse asupra ei o impresie care în niciun caz nu era dragoste, dar care adesea prezenta simptomele iubirii. Astfel încât, cu ajutorul sfaturilor primite din partea lui Lady Campbell, Mary, necunoscând bine și neizbutind să definească sentimentul pe care îl inspira marchizul, putea să se îndoiască, putea să considere chiar și să ia drept dragoste preocuparea ei de fiecare clipă. Dar, cum e de presupus, această credință ușuratică nu atingea decât gândurile tinerei fete, neinfluențându-i inima, care, neutră în aceste dezbateri mistice, își păstra ascunsă și latentă tandrețea dintâi. Între inima și gândurile nepoatei sale, Lady Campbell își așternuse cuvântul ca un văl. Inima orbită se scufundase într-un somn apatic. Mary nu mai trăia decât prin gândurile ei, care în acest sens aparțineau mătușii, adică lui Rio Santo. Iar gândurile, prevenite astfel, rămâneau ostile inimii. Erau tăcute, dar influențate de o amintire. Mary, obsedată de confuzia chinuitoare care se lășluia în ea, era iritată de memoria ei prea fidelă și respingea imaginea lui Frank, ca pe o obsesie supărătoare, atunci când nu o întâmpina cu mângâiere și visare. În felul acesta, sufletul ei rătăcea nehotărât, într-un fel de haos unde numai ea singură ar fi putut să descurge firul Ariadnei, iar Lady Campbell veghea, aruncându-și necontenit vălul și împovărând-o pe Mary. Deci, cum spuneam,
Lady Campbell încercase un sentiment de sinceră bucurie, sesizând tulburarea sfioasei Mary, care își dădea de gol toată intensitatea simțămintelor ei de afecțiune. Cel puțin așa și imagina Lady Campbell. Se înșela. Tulburarea fetei nu scotea nimic la iveală. Era doar o criză a suferinței sale confuze și neîntrerupte. Înțelesese semnificația zvonului pus în circulație pe seama marchizului. Înțelesese că momentul când va trebui să acționeze și să ia o decizie se apropia și firea ei șovăitoare nu rezistase șocului, resimțind însutit indispoziția pe care o încearcă orice fată tânără în clipa când trebuie să-l accepte definitiv pe bărbatul ce urmează să-i fie soț. Lady Campbell se simți înduioșată și nu întrebă care era numele logodnicei lui Rio Santo. Marchizul e cu totul alt om, reluă cavalerul Angelo Bembo. Să nu-l mai recunoști, adăugă majorul Barrowham. Și Sir Paulus Waterfield spuse ceva asemănător, iar doctorul Müller emise un mormăit gutural, specific gâtlejurilor germanice când își exprimă aprobarea. Ce găsiți schimbat la scumpul nostru marchiz? Întrebă vicontele de Lanturlus. E îndrăgostit, răspunseră în cor cei patru gentlemeni ale căror nume le-am amintit. Pentru 3 zile, adăugă vicontele, trecându-și jobenul pe brațul stâng. Pentru toată viața, rosti pe un ton grav majorul Barrowham. Miss Mary Trevor a avut o tresărire de orgoliu, dar simți și un fior de neliniște. Orgoliul aparținea fiicei Evei și poate că în toată Londra n-ai fi găsit o femeie care să nu accepte un asemenea bărbat. Văzându-l pe Rio Santo la picioarele ei, neliniștea reprezenta un vag protest al inimii, o semitrezie, un strigăt înnebușit al conștiinței. Vicontele de Lanturlus plecă, hohotind zgomotos și prelungit, atât cât îngăduia locul în care se afla. Delicios, strigă el, vorbesc foarte serios. Se anunță deschiderea balului. Cavalerul Angelo Bembo o luă pe Miss Trevor de mână pentru a o conduce la cadril. În saloane se stârni o forfotă generală. Grupurile se amestecară. Lady Campbell, fără a-și pierde suita masculină, se trezi înconjurată de un cerc de doamne, alcătuit din acele femei care constituie un mijloc de legătură, o tranziție între partea activă și cea pasivă a unui bal, în sfârșit, din acele doamne cărora conveniența mondenă nu le interzice încă riguros dansul, dar care nu îndrăznesc să danseze tot timpul. Printre aceste doamne există făpturi încântătoare și una dintre ele i-a furnizat lui Balzac tipul femeii la 30 de ani. Conversația continua cu accente frivole, clevetitoare, spirituale. Lady Campbell lansa vorbe de duh, vicontele de Lanturlus, exclamații de satisfacție, iar doctorul Müller note răgușite și germanisme neînfrânate. Sinceră să fiu, când lipsește marchizul nostru, spuse Lady Campbell, cu o imperceptibilă ironie, domnul de Lanturlus reprezintă providența reuniunilor noastre. De ce să-l trecem pe viconte pe planul al doilea? Întrebă o baroană. Sunt sigură, adăugă o foarte distinsă doamnă, că marchizul ar putea fi mândru de această comparație. Ah, doamnele mele, ah, my ladies, bolborosi Lanturlus. Vă rog, vă cer iertare, sunt prea strâns legat de acest scump marchiz pentru a pretinde... Fără modestie, viconte, dumneavoastră aveți totdeauna de povestit o istorioară spirituală. Câte o anecdotă picantă, o bârfă de bun gust. Vai, my ladies, vai, my ladies, mă flatați, vorbesc serios. Vicontele se evapora într-o bucurie vanitoasă. Nu mai putea rezista. Se simțea în al șaptelea cer. Hai, viconte, continuă Lady Campbell, modestia îți șade foarte bine, dar nimic nu trebuie exagerat, nici chiar virtuțile. Pariez că, în această clipă chiar, ai să ne spui o istorioară. Să auzim, să auzim, răsunară din toate părțile.
Vicontele se lăsă ruga de 3/4 de minut. N-aș fi vrut să vă spun, începu el în cele din urmă, vorbesc foarte serios, deoarece istorioara se referă la scumpul nostru Rio Santo. Marchizul? Povestiți, vă rugăm, haideți, povestiți mai repede! Aceste cuvinte erau rostite de un cor de voci feminine. Este o poveste veche, reluă vicontele, dar n-am aflat-o decât astăzi de la un cunoscut de-al meu, un parizian. E destul de nostimă, s-ar putea spune chiar foarte nostimă. Dar povestiți-o odată. Imaginați-vă, frumoase doamne, că în timpul șederii lui Rio Santo la Paris, contesa de L și contesa de P erau foarte îndrăgostite de marchiz. S-ar putea spune chiar că erau nebune după el. Într-o bună zi, paznicul din Bois de Boulogne a auzit două focuri de armă în desișul pădurii. Alergă într-acolo și... Mă prind că ați ghicit ce se întâmplase. O crimă? Nu. O sinucidere? Și mai puțin. Un duel, doamnele mele. Un duel între contesa de P și contesa de L. Fermecător! Exclamă corul izbucnind în râs. Un duel între două contese, spuse Sir Paulus Waterfield. Numai Rio Santo ar fi fost în stare să-l provoace. Un duel între două contese, repetă doctorul Müller. Stați puțin, partea cea mai nostimă e motivul duelului. Închipuiți-vă, frumoase doamne, contesa de P și contesa de L încheiaseră între ele un acord. De îndată ce una dintre ele avea să-l cucerească pe marchiz, cealaltă trebuia să cedeze locul și să renunțe la orice pretenții. S-a întors lumea pe dos, interveni Lady Campbell. Oare nu era vorba de două rivale? Aceste două femei își dezonorează sexul. Și în același timp dezonorează nobilimea, adăugă baroana. Nu, nu, doamnele mele, strigă Lanturlus. Întâmplător e vorba, pur și simplu, de două contese ale Imperiului. Minunat! Cele două doamne încheiaseră deci un pact, continuă francezul. După 8 zile, soarta bătăliei părea hotărâtă. Trăsura doamnei de El staționase timp de 2 ceasuri în fața casei lui Rio Santo. Doamna de P se perpeli o zi întreagă, a doua zi culese informații și dobândi certitudinea că rivala ei procedase tocmai ca scelerații regenței, care compromiteau o femeie trimițând trăsura goală în fața locuinței acesteia. Doamna de El îl compromisese pe Rio Santo. Delicios, intonă corul. Vă dați seama, frumoase doamne, continuă Lanturlus. Contesa de P deveni furioasă. Când își întâlni prima oară dușmanca în saloanele de dincolo de canal, îi spuse, Doamnă, ești o înfumurată. Această contesă de P nu era lipsită de inteligență, observă Lady Campbell. Contesa de L, ca o veritabilă rafinată a Imperiului, îi răspunse printr-o lovitură de evantai peste obraz. Destul, ripostă doamna de P. Fără scandal, ce armă alegi? Pistolul. La ce oră? La amiază. Pe mâine, la poarta Meio, fără martori. Luptă până la moarte. Își strânseră mâinile și asta a fost tot. Ce diavolițe! Acest Rio Santo, spuse Sir Paulus, transformă mielușei în tigri. Digri și bandere, adăugă neamțul. Cadrilul lu în sfârșit, cavalerul Angelo Bembo o conduse pe Miss Trevor la locul ei. Abia se așezase lângă mătușa sa când vocea sonoră a majordomului, dominând brusc vacarmul petrecerii, anunță în saloane numele onorabilului domn Frank Percival. Miss Trevor își pierdu imediat nuanțele delicate cu care dansul îi îmbujorase obrajii. Deveni mai palidă decât un chip cioplit în marmură și își duse mâna la inima care abia mai bătea.
Lady Campbell se aplecă spre ea și îi șopti la ureche. Curaj, fata mea! Bietul Frank își închipuie că are drepturi. Întrevederea va fi penibilă. Dar erai atât de tânără. Inima ta se înșelase. De altfel, cine știe dacă Mr. Frank însuși nu și-a schimbat părerea? Acest ultim cuvânt, care voia să însemne o consolare, aduse o lacrimă în ochii sărmanei Mary Trevor. Nu ți arăta slăbiciunea, continuă Lady Campbell. Dacă un bărbat vede o femeie plângând, totdeauna crede că i s-a păstrat un rest de afecțiune. Dar tu nu-l mai iubești, nu-i așa? Adăugă ea plină de autentică solicitudine. Mary nu răspunse. Cum ai putea să-l mai iubești? Continuă Lady Campbell. Sărmanul Frank, venirea la Londra a irezistibilului nostru marchiz a reprezentat pentru el o lovitură cumplită, o culme a nenorocului. Spirituala femeie tăcu și porni să cugete că, pentru sprijinul ei, nepoată sa ar fi interpretat eronat strigătul inimii, ar fi luptat zadarnic în tăcere împotriva iubirii ei pentru marchiz și că, din timiditate, s-ar fi căsătorit cu Frank Percival și ar fi fost nefericită. Imaginația este un lucru sublim. Lady Campbell nu fusese niciodată atât de mulțumită de sine. În ce o privește pe Miss Trevor, nu suferise nici când atât de crâncen. Frank Percival fu întâmpinat de Lord Trevor cu o sinceră și vie prietenie. Bătrânul Lord se deranjă personal să-l prezinte fiicei sale. Dar aici atmosfera se schimbă. Mary își întâmpină logodnicul cu o oarecare răceală, care devenea cu atât mai evidentă cu cât inima ei, trezită brusc, se avânta spre el și mai puternic. Simpla rostire a numelui lui Frank smulsese violent din toropială și sfâșiase o parte din vălul diabolic în care îi fusese înfășurată hotărârea. Apariția lui Frank puse capăt diabolicului tratament metafizic. Cataracta care acoperise ochii gingașei Mary, ochii inimii, căzu deodată. Fata a început să vadă, fu uimită, înspăimântată de faptul că vedea atât de limpede în străfundurile sufletului ei. Apoi, printr-o reacție necesară și spontană, se răzvrăti împotriva mâinii despotice care o orbise, dar era slabă, fusese subjugată. Sclavul nu se răzvrătește decât noaptea, în pădure, unde nu-i urmărit de privirea temută a stăpânului. Lady Campbell se afla lângă Mary. Mary se supuse din nou. Ochii, abia deschiși, se închiseră la loc. Ea reacționă asemenea sclavului când întunericul se risipește și aude biciul vătafului. Își înăbuși dorința de a se plânge, redeveni pasivă. Cerul e martor că Lady Campbell n-avea deloc intenții rele. Dacă cineva i-ar fi arătat cu degetul rana sângerândă pe care o întreținea în inima unei ființe dragi, faptul acesta nu numai că ar fi uimit-o, dar ar fi făcut-o să se simtă descumpănită. Cine însă ar fi putut să bănuiască un lucru atât de neverosimil? Miss Trevor era una din cele mai strălucite fete și, hotărât lucru, în toată mulțimea aceea elegantă care umplea saloanele tatălui ei, nu existau decât foarte puțini observatori în stare să înțeleagă sau să bănuiască situația ei paradoxală și dramatică. Mary plecă ochii sub privirea lui Frank și nu răspunse la complimentul lui, șoptit cu o voce emoționată, decât îngăimând câteva cuvinte lipsite de sens. Frank se simți învăluit de o teamă cumplită. Voi să mai spună ceva, dar Lady Campbell îi atinse ușor brațul cu evantaiul. Ai călătorit bine? Apoi, schimbând brusc tonul, se aplecă la urechea lui și îi strecură aceste cuvinte. Te conjur, nu astă seară. Toată lumea e cu privirea țintită spre ei, asupra noastră. Frank nu înțelegea ce voia să-i spună. Mâine, continuă Lady Campbell, cu o voce în care era prea multă milă pentru ca Frank să se mai lase înșelat, mâine am să-ți explic totul. Consideră-mă prietena dumitale, dragă Frank.
biata copilă a rezistat mult, a suferit mult. Ce spuneți, milady? Strigă Frank. Trebuie să cred că... Te rog, Mr. Percival, să așteptăm până mâine. În același timp, Lady Campbell luă mâna lui Frank, pe care o strânse cu o sinceritate nesimulată. Frank salută și se îndepărtă cu inima zdrobită. Miss Trevor mi-a făcut onoarea să-mi accepte mâna pentru acest cadril, spuse majorul Barrowham. La primele acorduri ale orchestrei care ataca un preludiu, Mary rămase nemișcată, buimăcită. Vă rog să scuzați pe nepoata mea, domnule major, răspunse Lady Campbell, căreia nu-i scăpa nimic. Către sfârșitul balului își va respecta promisiunea și va dansa cu dumneavoastră. Un surâs bizar se ivi sub mustața majorului Barrowham. Rio Santo cam întârzie, spuse el la urechea doctorului Mueller. Doctorul Mueller răspunse cu glas înăbușit, dar în engleza cea mai pură, dacă nu cea mai aleasă, fără niciun accent german. Se bizuie pe amabila Lady Campbell și al naibii să fiu dacă n-are motive. Fără ea, n-aș pune mâna în foc pentru micuță. Mititica bâjbâie, nu prea știe ce-i cu ea, cred că-l iubește pe celălalt. Aș, poate că are o inimă, dar ochi. De altfel, are grijă mătușa. Mătușa îi spuse nepoată-sii. Copila mea, ce-a fost mai greu a trecut. Acum restul mă privește pe mine. Ah, dacă n-ar fi fost pentru tine, Mary, m-aș fi lipsit de misiunea asta. Bietul Frank, dar e vorba de fericirea voastră. Mă voi jertfi pentru ea, draga mea. Depuse un sărut pe fruntea rece și transpirată a domnișoarei Trevor. Nu te simți bine, dragostea mea? Întrebă ea grijulie. Nu știu, răspunse Mary. Simt o durere. Cred... Ce crezi, fata mea? Cred că ne înșelăm amândouă. Când l-am văzut pe Frank... De asta era vorba? O întrerupse Lady Campbell, care își recăpătă de îndată seninătatea. Lasă totul în seama mea, dragă Mary. Mă pricep în problemele astea. Ah, ferice de tine că am știut să citesc în adâncul inimii tale. Frank rătăcea prin saloane, încercând să se elibereze de teama dureroasă care îi chinuia gândurile. Voia să mai spere. La urma urmei, primirea manifestată de Lordul Trevor fusese la fel de cordială ca în trecut, iar cuvintele lui Lady Campbell puteau fi interpretate în mai multe sensuri. Dar Mary? Era oare posibil să se înșele asupra acelei răceli de gheață care urmase brusc căldurii de odinioară? Avea dreptul să se mai îndoiască? Frank se străduia din răsputeri să lupte, dar evidența îi reducea la zero toate eforturile. Ici colo, prietenii săi îl opreau să-i strângă mâna și să-i ureze bun venit. Ce noutăți ai, bătrâne? Îl întrebă unul dintre aceștia. Să nu uiți să-mi arăți albumul, Frank, îi spuse altul. Ce trist arăți, strigă un al treilea. Ai și aflat? Frank îl opri brusc. Ce să aflu? Întrebă el neliniștit. Bietul băiat, murmură prietenul, dar încă nu-i nimic oficial. Simple zvonuri. Se spune că... poate că-s minciuni. Se spune că Miss Trevor se va căsători cu Rio Santo. Frank își duse mâna la frunte. Cine e Rio Santo? Întrebă el. Prietenul îl privi stupefiat. Încă n-ai auzit vorbindu-se despre Rio Santo, Frank? Dar atunci despre cine se vorbește acolo în Elveția? Rio Santo e un marchiz, un marchiz cum nu mai există altul, un marchiz... La revedere, Percival, sărmane prieten. Îl zăresc colo pe Sir Paulus, care îmi face semn că îi lipsește al patrulea la Whis. Frank, rămas singur, buimăcit de noua lovitură. Hei, bună scumpule, strigă o voce dogită la urechile lui. Nu te-am văzut de un secol și tocmai îi spuneam ieri... Cui naiba îi spuneam? Ah, da, marchizului.
Îi spuneam, e un secol de când nu l-a mai văzut pe Frank, cu siguranță că își face de cap în Elveția. Vorbesc serios, așa i-am spus. Dar ai un aer tare amărât, dragul meu. Înțeleg. Mi s-a spus că Rio Santo... Deci e adevărat? Șopti Frank. Dragul meu, eu nu știu nimic, dar diavolul ăsta de Rio Santo e grozav de întreprinzător. Și apoi, dragul meu, are mai multe milioane decât ai tu sute de lire rentă. Ah, e un tip teribil. Spunând acestea, vicontele de Lanturlus piruetă pe călcâie și plecă să trâncănească aiurea. Frank mergea fără să vadă și se clătina ca un om biat. Simți un braț de femeie strecurându-se sub al său. Mr. Frank Percival, îi spuse contesa de Derby, ești nefericit, tare nefericit. Te plâng, desigur, ai aflat. Cred că știu totul, milady. Tot? Nu, Mr. Percival, nu știi tot. Ascultă-mă, și eu sufăr, aș vrea să-ți alin durerea și poate că... În adâncul inimii oricărui bărbat există un demon al înfumurării pe neroade. În ciuda descurajării, Frank înțelese greșit și o privi pe Lady Ophelia cu un aer plin de uimire. Apoi schiță un gest trist. Poate că îți voi pune la dispoziție mijloacele necesare pentru a lupta împotriva lui Rio Santo, continuă ea, căci pe Rio nu-l poți învinge cu armele obișnuite. Iar Rio Santo, gândi Frank, care simțea cuibărindu-i se în inimă o ură mânioasă și fără margini. Vino mâine pe la mine, urmă contesa de Derby, lucrurile pe care trebuie să ți le spun se rostesc în șoaptă și cu ușile închise, într-o cameră în care nu se află decât două persoane. Și chiar și atunci, cel care vorbește este în primejdie, ca și cel care ascultă. Pe mâine, domnule Frank Percival. Ea se înclină, grațioasă și surâzătoare, ca după o discuție frivolă. Frank însă nu avea atâta putere. Durerea îi se citea în fiecare trăsătură. Își continua mersul, căutând un perete de care să se sprijine, un fotoliu în care să se prăbușească. Miss Diana Stewart, verișoara lui, îl zări și îl strigă. Stai aici lângă mine, Frank, am o mulțime de lucruri să-ți spun. Oh, știam că lovitura te va zdrobi. Ești prietena ei, murmură Frank, care abia mai putea vorbi. Tu trebuie să cunoști ce în inima dragei mele, Mary. Spune-mi. Îți voi spune tot ce știu, bietul meu verișor, dar fă un efort și nu te pierde cu firea. Diana, vorbește-mi despre Mary. Aștept. Suferă ca și tine, Frank, crede-mă. Se petrece cu ea ceva ce nu înțeleg, dar inima nu i s-a schimbat deloc. Mary Trevor continuă să te iubească. Un suflu imens de fericire străbătu inima adânc mâhnită a lui Frank. Dar căsătoria? Spuse el. Se vorbește despre ea. Lady Campbell o dorește. Iar Mary nu se opune. Nu se opune, repetă automat Frank. Rio Santo le-a vrăjit. Iar Rio Santo. Diana, îl cunoști pe acest Rio Santo? Îl cunosc, răspunse Miss Stewart, plecând ochii și roșind. Arată-mi-l, spune-mi cine-i. Un bărbat căruia nimic nu-i rezistă, rosti în șoaptă tânăra fată. Un bărbat frumos, nobil, puternic, care nu seamănă decât foarte vag cu ceilalți bărbați. Vai de rivalii lui, Frank! Mai degrabă vai de el, o opri Percival, care se înfierbântă într-o clipă de exaltare teribilă. Arată-mi-l! Ah, trebuie să-l văd la față pe acest om. Trebuie. Vocea monotonă și sonoră a majordomului îl întrerupse pe Frank, anunțând cu emfază: Don José María Teles de Alcaron, marchiz de Rio Santo. Numele de Rio Santo, lansat astfel în chip pompos în saloane, îi țiui în urechi lui Frank Percival, stârnind un fel de zgomot violent și năpraznic. Tocmai în clipa când îl invoca pe rivalul necunoscut, dar detestat, soarta îl scotea în față. Tremurând de furie și reînsuflețit de bucuria sălbatică pe care o resimt oamenii curajoși la apropierea dușmanului, îl scutură deodată toropeala și dădu la o parte, cu un pas grăbit, mulțimea. Instinctiv,
se instală la jumătatea drumului dintre ușa de la intrare și locul ocupat de Lady Campbell și Miss Trevor. Bănuia că Rio Santo va trece mai întâi pe acolo. Într-adevăr, Rio Santo se o ivi aproape numai decât. Era un bărbat înalt și cu prestanță. Chipul avea trăsături fine, delicate și o expresie de calm olimpian. Era frumos, frumos precum un zeu. Ovalul pur al obrazului nu era brăzdat de acea barbă romantică a cărei modă pătrundea pe atunci chiar și în cele mai aristocratice saloane. Purta doar o mustață subțire, neagră, ca pana corbului și răsucită ca la spanioli și portughezi. Părul cârlionțat n-avea o tăietură precisă și grupa la întâmplare șuvițele grațios buclate, dezvăluind o frunte lată, plină de franchețe și mândrie. Ochii săi fermecau și dominau sub arcul îndrăzneț desenat al unor sprâncene întunecate. Mersul lui Rio Santo era plin de măreție, dar lipsit de ostentație și avea o grație inimitabilă. Purta un costum sobru în eleganța lui ireproșabilă. Trei distincții imperiale îi străluceau pe piept. Rostirea numelui Rio Santo stârni un murmur înăbușit printre cei prezenți. Câteva doamne greșiră pașii cadrilului, altele uitară să răspundă unei banale întrebări adresate de partenerul lor. Murmurul se risipi curând, dar emoția rămase. Petrecerea obținea un element în plus și fiecare femeie își simțea stimulat instinctul cochetăriei. Frank Percival nu putea fi comparat cu strălucitorul marchiz sub raportul însușirilor exterioare. Era și el frumos, dar frumusețea lui nu consta atât în trăsăturile regulate, cât în nobilul reflex de inteligență și generozitate care ilumina fruntea. Avea în el ceva cavaleresc. Timiditatea lui era trufașă, dar curtenitoare. Pe scurt, dacă Rio Santo n-ar fi existat, el ar fi fost regele acestui tineret elegant și distins. Frank era mult mai tânăr decât marchizul, deși Rio Santo aparținea acelei categorii de bărbați, asupra cărora vârsta nu lasă urme și pe care timpul pare să-i fi uitat în drumul său. N-ai fi putut spune cu exactitate câți ani apăsau fruntea lui Rio Santo. Însă marchizul nu mai poseda acea floare a tinereții pe care o păstrau trăsăturile lui Frank. Acesta își privi stăruitor și îndelung rivalul, căruia i se pusese de-a curmezișul în drumul îngust deschis de mulțime. La prima vedere, i se păru că acest chip îi mai șocase cândva privirea, dar impresia fu scurtă și fugitivă. Ceea ce văzu Frank cu pătimașă gelozie fu extraordinara frumusețe a lui Rio Santo. Ura îi spori pe măsura spaimei ce îi încrâncena sufletul. Căci, în asemenea clipe de chin sentimental, când neliniștea paralizează rațiunea, frumusețea se dovedește drept armă unică și suverană. Frank se simți învins, strivit de frumusețea rivalului. Continua să-l privească și să stea neclintit în calea lui. Rio Santo încetini mai întâi pasul, apoi se opri, căutându-le din priviri pe Lady Campbell și pe nepoata ei. Nici măcar nu-l observase pe Frank. Acolo, marchize, acolo!" strigă curtenitorul viconte de Lanturlus, arătând spre colțul salonului unde se afla Lady Campbell. Doamnele se plâng de întârzierea dumneavoastră. Ei bine, Percival, scumpul meu, fii bun și fă-ne loc marchizului și mie. Frank nu se urni din loc, având în ochii ațintiți mereu asupra marchizului expresia unui dispreț provocator. Rio Santo își îndreptă spre el privirea senină și nu răspunse la sfidarea mută a lui Frank decât printr-un salut plin de curtenie. Voi încerca să obțin onoarea de a fi prezentat domnului Frank Percival, spuse el simplu. Și înainte ca Lanturlus să fi înrăutățit situația prin graba lui intempestivă, marchizul făcu un semn imperceptibil cu capul, semn căruia îi răspunse un personaj care tocmai intra în sală, lumea dându-se la o parte din calea lui, manifestând condescendența fățișă și de prost gust aflată la temelia curtoaziei engleze. Acest personaj cunoscut nouă, căruia elegantul costum de bal nu putea să-i răpească aspectul
insignifiant și burghez, dăruit de natură, mergea cu capul sus și cu ochii larg deschiși, fără să se abată din drumul său. Era orbul de la taverna Armele Coroanei. La gestul lui Rio Santo, schimbă direcția și se așeză în fața lui Frank, silindu-l astfel pe acesta să-l piardă din vedere pe marchiz. "Dați-vă la o parte, domnule," spuse Frank mânios. Orbul se întoarse spre el, ațintindu-și asupra-i ochii fixi și lipsiți de viață. "Cu mine vorbiți?" întrebă el cu blândețe. "Cu dumneavoastră, domnule, și găsesc ciudat faptul..." "Hei, hei, scumpule," strigă Lanturlus, izbucnind în râs, "nu prea ești în apele tale astă seară. Sper că n-ai de gând să-i cauți gâlceavă lui Sir Edmund Mackenzie, care-i orb." "Îmi cer iertare," murmură Frank, mușcându-și buzele și continuă să-l caute din ochi pe Rio Santo, în timp ce orbul rosti blajin. "Eu sunt cel care își cere scuze, domnule." Rio Santo dispăruse în mulțime. "Să fie oare un laș?" se întrebă Frank. Parcurse saloanele cu privirea. Găsea ciudat faptul că marchizul acceptase să profite de primul prilej oferit de Hazard pentru a se eschiva. "Să fie oare un laș?" repetă el. "Ah, tare aș vrea să fie curajos." "Îl vei avea așa cum dorești, tinere gentleman," șopti o voce batjocoritoare la urechea sa. Frank se întoarse brusc. Lângă el nu se mai afla decât un tip înalt, cu figură exotică, care ștergea grijuliu lentilele unor ochelari uriași. "Ce-a spus?" întrebă tânărul cu trufie. "Eu nu spus nimic," răspunse flegmatic lunganul, care nu era altul decât doctorul Müller. "Mi-ați adresat cuvântul, domnule." "Eu nu adresat cuvânt la dumneata," declară neamțul întorcându-i spatele. Frank socotică se înșelase. Îi vâjâiau urechile, febra îl făcuse să audă cuvinte pe care nimeni nu le pronunțase. De altfel, avea alte lucruri la care trebuia să se gândească. Rio Santo se duse lângă Lady Campbell și nepoata ei. Colțul în care se așezaseră deveni deodată punctul de atracție al balului. Toate privirile erau îndreptate într-acolo și suita lui Lady Campbell deveni numai decât de două ori mai mare. Spirituala femeie constatase probabil mai de mult acest efect inevitabil al prezenței lui Rio Santo, iar rezultatul contribuia oarecum la afecțiunea pe care i-o purta frumosului marchiz. Îl întâmpină așa cum o mamă își întâmpină fiul, un fiu iubit și admirat. "Mary începuse să se întristeze," spuse ea în timp ce Rio Santo săruta mâna fetei. "Oare numai absența mea să fi pricinuit tristețea domnișoarei Trevor?" întrebă Rio Santo surzând. Miss Mary încercă și ea să zâmbească, dar nu izbuti. Indispoziția ei devenea tot mai confuză în prezența marchizului, care nu-și pierduse deloc forța nefastă exercitată de la bun început asupra tinerei fete. În prezența lui Rio Santo, sub privirile lui, Mary nu mai știa realmente ce se petrece cu ea. Dacă în clipele acelea ar fi avut curajul să înlăture dominația morală a mătușăsii, nu știm ce ar mai fi răspuns la această întrebare pusă pe neașteptate. Pe cine iubești? Astfel încât eroarea lui Lady Campbell era riguros scuzabilă și ea se afla sub influența farmecului emanat de marchiz. Putea să-i reproșeze cineva greșeala în care cădea uneori Miss Trevor însăși? În seara aceea Rio Santo fu mai prevenitor, mai tandru și mai convingător decât de obicei. Miss Mary, căreia o voce lăuntrică îi sugera să fie atentă și să nu uite, se lăsa purtată fără voia ei pe aripile farmecelor acestui bărbat pe care nu-l iubea, dându-l uitării pe iubitul ei Frank. Era mai mult decât o fascinație și Miss Diana Stewart folosise cuvântul potrivit. Mary era vrăjită. Lady Campbell îl asculta pe Rio Santo, îi dădea replica în mod cât mai spiritual cu putință și mai găsea timp să se și extazieze de fericirea nepoatei. Asistența strecura câte un cuvânt de admirație, vicontele de Lanturlus se topea de entuziasm la fiecare vorbă rostită de ilustrul său model și își făgăduia să-l repete cu primul prilej. Frank stătea într-un colț al salonului. Era prea departe ca să audă ceva,
dar vedea tot și golea cu o lăcomie cumplită cupa amară a geloziei. Privea cu sufletul la gură, interceptând fiecare gest, dând fiecarei mișcări o semnificație care îi ațâța frenezia și îi sporea suferința. Când Rio Santo se aplecă spre Mary și o învăluia cu toată magia privirii sale, Frank era convins că citește în ea o dragoste sfioasă, dar elocventă prin tăcerea ei, și atunci mânia sa deveni agonie. Stătea acolo nemișcat, trecând de la mânie la martiraj. Nu voia să plece pentru că bărbatului care iubește cu pasiune îi place să se tortureze singur. Orele treceau. Un singur amănunt întrerupse obsedantul spionaj al lui Frank. În momentul când conversația grupului prezidat de Lady Campbell atinsese cel mai înalt grad de însuflețire, Rio Santo, aprins fără îndoială de căldura discuției, își încruntă o clipă sprâncenele. Lumina unui candelabru căzu puternic asupra chipului său. Frank, care îl privea, tresări și se întrebă pentru a doua oară unde îl mai văzuse pe acest om. Dar trăsăturile lui Rio Santo își recăpătară poziția normală și Frank se îndoi din nou. Amintirea care îi străbătuse mintea era legată de un eveniment îngrozitor. Pe temeiul unei asemănări reale sau fanteziste, memoria îi evocase o imagine atât de odioasă, încât ura însăși, sau, și mai rău, gelozia nu-și puteau găsi locul acolo, pe senina și nobila figură a lui Rio Santo. Frank consideră că se înșelase. Fu cu atât mai convins cu cât avusese nebunia să bănuiască contrariul. O năpasă cumplită se abătuse asupra lui odinioară în împrejurări ciudate. Omul care jucase rolul principal în drama aceea înspăimântătoare va trebui să o istorisim cândva cititorului, omul acela și Rio Santo se asemănau, așa cum un cerșetor poate semăna cu un prinț. Frank alungă orice bănuială. Avea suficiente motive recente să urască, fără a mai fi nevoie să-și lege aversiunea de ipoteze incerte clădite pe ultraje îndepărtate. Și astfel își puse tot sufletul în mânia actuală. Furia lui nu se înșela deloc, era concentrată asupra marchizului, lăsând-o la o parte pe Mary, despre care știa că are un caracter slab și influențabil. În sfârșit, Rio Santo se ridică pentru a se plimba prin saloane și a prezenta omagile sale doamnelor. Frank, care așteptase cu nerăbdare această clipă, își părăsi postul de observație și îi adresă cuvântul. "Domnule," rosti el cu acel calm afectat, specific omului de lume care știe totdeauna să-și stăpânească emoțiile cele mai puternice, "v-ați manifestat adineaori dorința de a-mi fi prezentat." Rio Santo nu-l recunoscu de la prima vedere. Când își dădu seama cu cine are de-a face, îi zâmbi și îi întinse mâna. "Mr. Percival," spuse el. Într-adevăr, era firească dorința mea de a cunoaște pe omul despre care Lady Campbell mi-a vorbit adesea cu o afecțiune maternă și pe care Miss Trevor îl iubește ca pe un frate drag. Frank luă mâna lui Rio Santo și o strânse puternic. "Ați și început, deci, să iubiți tot ceea ce iubește ea?" întrebă el cu un surâs amar. "Domnule, dumneavoastră dețineți cel mai frumos rol, în timp ce eu, fără să vreau, am devenit personajul acela ridicol al iubitului uitat, care stingherește și pe care toată lumea îl disprețuiește sau compătimește." "O iubesc pe Miss Trevor, domnule." Rio Santo nu-și retrase mâna. "Știam acest lucru," declară el pe un ton mai rece. "Lady Campbell mă pusese la curent. Speram, cu toții nădăjduiam că absența..." "În numele cui vorbiți, domnule?" îl întrerupse Frank. "Vorbesc în numele meu, al lui Lady Campbell." "Destul, domnule, destul," îl întrerupse iarăși Frank cu o voce poruncitoare. "Dacă mai pronunțați un singur nume, vă declar mincinos." "Și în numele domnișoarei Mary Trevor," rosti încet Rio Santo. În același timp își retrase mâna și duse un deget la buze. Privirea lui își păstra calmul, nicio cută nu-i tulbura fruntea. "Mr. Percival," continuă el cu blândețe, "nu cred să fi răspuns provocării dumneavoastră."
aș fi dorit să fim prieteni, dar întrucât ați hotărât altfel, fie... Frank roșii de plăcere. Pe mâine, deci, domnule, spuse el. Doresc ca unul din noi să moară și mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit în dumneata un gentil om. Pe mâine! Rio Santo își continuă plimbarea prin saloane, depuse omagiile sale doamnelor, apoi se așeză din nou lângă Mary. V-am văzut stând de vorbă cu Frank Percival, îi spuse în șoaptă cu un ton neliniștit Lady Campbell. E un tânăr foarte simpatic, răspunse Rio Santo. Sfârșitul capitolului 5. Misterele Londrei. Gentilomii nopții. Capitolul 6. Fica spânzuratului. Bilețelul oferit de Tyrell Orbul frumoasei fete din tavernă, Susanna, în seara precedentă pe malul Tamisei, purta următoarea adresă: Wimpole Street, 9. La amiază, Susanna, punctuală la întâlnire, trecu de poarta deschisă, urcă treptele de piatră ale peronului și sună la ușa cu numărul 9 de pe Wimpole Street. Era o casă deosebit de frumoasă. Susanna nu trebuie să sune a doua oară. Ușa se deschise imediat. Un servitor într-o livrea strălucitoare o întâmpină și, fără să scoată un cuvânt, i-o luă înainte, conducând-o în prima cameră de la parter, unde o subretă pe care puteai ușor să o iei drept o lady, ședea pe scaun și părea că așteaptă. Când Susanna intră pe ușă, fata se ridică grăbită și făcu o reverență, la fel de grațioasă, la fel de prelungă, în sfârșit, la fel de reușită ca aceea pe care ar fi putut-o executa o subretă de teatru. O voi anunța pe doamna ducesă de sosirea înălțimii voastre, spuse ea apoi în franțuzește. Rog pe înălțimea voastră să binevoiască a intra în salon. Dacă înălțimea voastră nu preferă să urce în apartamentul domniei sale, înălțimea voastră se află acasă. Știu, confirmă Susanna. Intră într-un salon splendid, luxos, mobilat, în stilul numit rococo, de cealaltă parte a canalului. Se trânti într-un fotoliu. Servitoarea ieși de-a îndărătelea, făcând reverențe grațioase. Frumoasa slujnică din tavernă acceptase titlul de prințesă și dovezile de respect fără să manifeste nici cea mai mică uimire. Își lepădase veșmintele din ajun ca să îmbrace o toaletă elegantă, dar bizară și aproape teatrală. O rochie de catifea neagră îi desenea formele minunate. În loc de pălărie, avea pe cap un văl de dantelă, aruncat parcă la întâmplare și ale cărui cute lăsau să se întrezărească sclipind prin păr reflexele unei diademe de jais negru. La lumina zilei, ca și la cea a lămpilor, arăta nespus de frumoasă, însă acum se observa clar o oarecare oboseală pe chipul ei. Îți dădeai seama că nu numai neliniștea, o neliniște crudă și îndelungată, înfruntată cu curaj, putuse să adumbrească flacăra născută a ochilor ei mari, negri. În sfârșit, ziua, exista mai puțină vigoare și mai puțină îndrăzneală în înfățișarea și atitudinea acestei minunate făpturi. Disprețul din ajun căpătase aspectul suferinței. Era în avantajul farmecelor ei. Prea multă forță surprinde și respinge. Bărbatul care ar fi văzut-o astfel ar fi simțit un soi de bucurie egoistă, bănuind slăbiciunea femeii în dărătul acestor perfecțiuni trufașe. O ușă a salonului se deschise încet, în timp ce draperia care o ascundea luneca de-a lungul unei vergele de lemn aurit. În prag își făcu apariția o bătrână care se pierdea aproape cu totul într-o multitudine exuberantă de pamglici și dantele. În centrul acestei figuri, ale cărei trăsături ofilite luptau încă împotriva ireparabilului ultraj al anilor, doi ochi vioi, peste măsură de mobili, pătrunzători și curioși, străluceau sub ploapele agitate într-un tremur nervos. Era multă viclenie răutăcioasă în acești ochi, dar și mai multă în trăsăturile din jurul lor. Exista, de asemenea, o bunătate prefăcută și o oarecare voioșie nelipsită de distincție. Era o femeie mărunțică și plăpândă, înfășurată într-un capot matlasat, larg de satin.
Se opri în prag și și-a țintit privirea asupra tinerei fete. Se uită la ea timp îndelungat. Era privirea unei femei experte, cunoscătoare. După acest examen, schiță un zâmbet și un gest de satisfacție. Perfect, murmură ea, perfect. Numai un orb e în stare să scoată la iveală femei atât de frumoase. Tuși și închise ușa. Susanna se întoarse încet. Scumpa mea copilă, spuse bătrâna. Eu sunt văduva ducesă de Jevră, iar mata ești văduva nefericitului meu nepot, mort în floarea vârstei, pe care îl voi regreta în veci, prințul Filip de Longueville. Îmbrățișează-mă, scumpa mea nepoată. Bătrâna franțuzoaică se aplecă și o sărută pe frunte pe Susanna, care nu se împotrivi. Prințesă, continuă ea, sper că vei ține minte numele soțului tău pe care îl deplângi de 6 luni. Filip de Longueville, frumoasa mea scumpă. Filip de Longueville, ne-am înțeles? Susanna ridică ochii ei mari, plini de nepăsare, asupra noii mătuși. Filip de Longueville, repetă ea, fie și așa. Fai, Susan, te numești Susan? Scoate-mi terminația ebraică. Fai, copila mea, măcar din respect pentru numele descendenților lui Dunois, suntem bastarzi de sânge regal, scumpa mea, și 100 de poeți l-au slăvit, mai mult sau mai puțin inspirat, pe ilustrul nostru strămoș. Bătrâna franțuzoaică declama această tiradă cu o emfază pe jumătate serioasă, pe jumătate ironică. Prințesă, continuă ea, apropiind un fotoliu în care își cufundă brusc micuța-i persoană, ești nepoata mea, sunt mătușa ta, trebuie să ne iubim mult. Legea naturii e categorică în această privință. Ești într-adevăr cea mai frumoasă fată pe care am întâlnit-o în cursul celor 60 de ani de când mă aflu pe pământ. Dar, desigur, ți s-a mai spus. Apropo, iată armele tale, scumpa mea nepoată. De azi înainte, această pecete îți aparține. Puse în degetul Susanei un inel mare cu briliante, în interiorul căruia erau gravate ecusonul Franței cu însemnele casei Orlean și contraînsemnele atestând bastardul regal. Și acum să ne ocupăm de afaceri, continuă ea. Mai întâi, binevoiește să citești această scrisoare care ți este adresată. Susanna luă scrisoarea și o deschise. Iată conținutul ei. După ce te-ai despărțit de omul care ți-a salvat viața ieri seară, te-ai dus la Goodman's Fields, cartierul evreiesc. Acolo te-ai învârtit mult timp în jurul ruinelor unei case demolate. Casa tatălui meu, exclamă Susanna. Te-ai întors apoi prin Leadenhall Street, te-ai urcat într-o trăsură la capătul lui Cornhill, lângă bancă, și te-ai dus la Warren's Hotel, Regent Street, unde ți-ai petrecut noaptea. Azi dimineață ai plecat cu noaptea în cap, pe jos, ți-ai cumpărat rochea aceea pe care va trebui să o schimbi cu una mai decentă, apoi ți-ai petrecut 2 ore așteptând, în colțul lui Clifford Street, o persoană care n-a venit. Care n-a venit, repetă cu tristețe Susanna. Totuși, doreai mult să o vezi, continua scrisoarea care părea să răspundă gândurilor Susanei. Ai părăsit Clifford Street, apoi te-ai întors, te-ai îndepărtat din nou ca să vii iar. Nu poți ascunde nimic privirii care îți urmărește de aici înainte acțiunile. Așteaptă, fii pregătită pentru misiunea care ți se va încredința. Păstrează tăcerea după ce o vei fi îndeplinit. Nici o iscălitură. Susanna aruncă scrisoarea și o privi pe bătrână drept în față. Am fost urmărită, spuse ea. În ce scop? Acești oameni susțin că sunt puternici. Ce mă privește asta pe mine? Mă amenință. E o nebunie să ameninți o femeie pe care ai întâlnit-o pe drumul morții. Sub privirea pătrunzătoare a lui Susanna, văduva ducesă de Jevră își plecă ochii așa cum coarnele unui melc se retrag la atingerea neașteptată a unui corp străin. Se simți brusc dominată și rămase multă vreme tăcută, după ce vocea fermă și grava lui Susanna încetase să vibreze în urechile ei. Să mă ierte Dumnezeu, copila mea, spuse ea în sfârșit pe un ton supus și total lipsit de nuanța sarcastică întrezărită în primele ei cuvinte. Mergi mult prea departe. Posibil să fi fost urmărită, înclin să o cred, dar asta nu arată decât o grijă deosebită. Ei susțin că sunt puternici,
Sunt, într-adevăr, fata mea, sunt chiar într-o asemenea măsură încât nici nu-ți poți da seama. Cât despre amenințări, fii liniștită, te asigur că te înșeli. Nu-i vorba de nicio amenințare. Vei fi folosită la realizarea unui proiect. A mai multor proiecte, ce știu eu. Dar, în schimb, vei trăi înconjurată de lux, de plăceri, vei fi fericită. Fericită? Murmură frumoasa fată, a cărei privire își pierduse fixitatea mohorâtă. Nu mă iubește. Cine ar putea să nu te iubească pe tine, fata mea? Nici nu mă cunoaște. Cu atât mai bine. Îți dai seama câte noi puncte de atracție ai dobândit de ieri? Ieri nu erai decât frumoasă. Astăzi ești bogată, ești prințesă. Ascultă-mă și crede-mă, Suzanne. De aici înainte ai la dispoziția ta o putere aproape supranaturală. Cu cât vei servi mai devotat această forță misterioasă despre care vorbeam adineauri, cu atât mai bine te va servi și ea. Începând de astăzi, ești unul din miile de atomi care o alcătuiesc. Vei mări puterea ei irezistibilă și această putere îți va aparține. Tot ce vei dori ți se va îndeplini. Ceea ce ți se părea un vis nebunesc va deveni realitate. Suzanne se ridicase pe jumătate. Frumosul chip își pierdea treptat expresia de nepăsare mohorâtă. Privirea ei scânteia din când în când sub arcul violent încordat al sprâncenelor negre. Nările îi palpitau, pieptul îi se înfiora. Un fel de curent magnetic părea să injecteze viața în valuri în fiecare din arterele ei. Nu mai era frumoasă, era sublimă. Franțuzoaica, uluită de această strălucire spontană, o privea amuțită. Tot ce voi dori mi se va îndeplini, repetă Suzanne cu efort. Ceea ce mi se părea un vis va deveni realitate. Ridică ochii spre cer și două lacrimi i se prelinseră ușor de-a lungul obrajilor. Oh, ceea ce doresc, continuă ea împreunându-și mâinile. Visul meu e să am dragostea lui. Sunt ei destul de puternici ca să-mi dăruiască iubirea lui? Franțuzoaica zâmbi și îi apucă amândouă mâinile. Ei pot orice, răspunse ea, dând vocii stăpânită o emfază misterioasă. Ai plâns mult, nu-i așa? Oh, nespus de mult, răspunse Suzanne. Vei uita ce înseamnă lacrimile. Spune-mi, omul pe care îl iubești, fără îndoială, e puternic și bogat, nu-i așa? Cred că e sărac. Venea adesea să se împrumute de la tatăl meu pe vremea când exista aur în casa dărâmată acum la Goodman's Fields. Cum îl cheamă? Brian de Lancaster, răspunse frumoasa fată cu un aer orgolios. Brian de Lancaster, repetă franțuzoaica care nu-și putu reține o grimasă de dispreț. Fratele sărac al bogatului conte de White Manor? Dumnezeule, fata mea! Pentru Mr. de Lancaster, sărăntocul, ai plâns atât de mult? Suzanne își retrase brusc mâinile și privirea ei aspră stăvili cuvintele în gâtlejul ducesei de Jevre. Îl iubesc, spuse ea, ridicându-și capul cu o privire de regină. Sunt mândră că îl iubesc. Ai dreptate, frumoasa mea, replică timid bătrâna. Sunt franțuzoaică și îmi place să glumesc. Nu trebuie să te superi niciodată pe mine. La urma urmei, Brian de Lancaster va moșteni poate într-o zi White Manor și demnitatea de Pair. Pe el îl aștepta în Clifford Street? Suzanne a făcut un semn afirmativ cu capul. Sărmana mea copilă, strigă ducesa, dar chiar dacă ar fi trecut prin fața ta, nu te-ar fi observat. Dacă te-ar fi observat, nu te-ar fi luat în seamă, iar dacă te-ar fi luat în seamă, ai fi fost pierdută. Nu holba așa frumos și tăi ochii uimiți, draga mea. Pierdută, ți-o repet. Doamne Dumnezeule, crezi că Brian de Lancaster, oricât ar fi el de original și nebun, te rog să mă ierți, s-ar lăsa copleșit de pasiunea pentru o domnișoară pe care ar întâlni-o întâmplător la un colț de stradă? E adevărat, murmură Suzanne, îngălbenindu-se, ca și cum ar fi scăpat de o mare primejdie. Nu așa trebuie să faci cunoștință cu el, prințesă, ci la o petrecere din West End, la Almac, în parc, în trăsură cu blazon. E adevărat, spuse din nou Suzanne. Luxul, bogăția, el mă făcuse să uit toate acestea. Ieri mi s-a făgăduit luxul. Se ridică și,
ca și cum ochii s-ar fi deschis deodată, își plimbă privirea prin salon. Ceea ce văzu o făcu să zâmbească, bucuroasă. Bucuria îi era nobilă și frumoasă, la fel ca durerea. "N-am nimic de zis," continuă ea. "Oamenii s-au ținut de cuvânt. Totul aici e aproape la fel de strălucitor ca în locuința din Goodman's Fields, acum dărâmată, înainte de spânzurarea tatălui meu. Oh, da, voi trăi aici ca odinioară. Voi picta flori frumoase și ți le voi dărui dumitale, doamnă. Voi cânta, apoi am să-l întâlnesc. Când îl voi vedea?" Suzana rostise primele cuvinte pe un ton visător. Această ultimă întrebare o puse brusc, cu o voce pasionată. Bătrâna rămase o clipă pe gânduri, încrucișându-și mâinile mici și zbârcite pe genunchi și mijindu-și ochii. "Îl vei vedea astă seară," spuse ea în cele din urmă. "Astă seară?" strigă Suzana, sărind ca o ciută tânără, cuprinsă parcă de un fel de delir. "Astă seară!" Apoi, reluându-și atitudinea grațioasă și semeață, întinse franțuzoaicei mâna și îi spuse cu o expresie de recunoștință nemărginită: "Îți mulțumesc, simt că am să te ador." Bătrâna clătină încet din cap: "Sărmana mea copilă, ce mult îl iubești!" "Prea mult!" "O asemenea dragoste e primejdioasă, deoarece alungă prudența. Vei ști să păstrezi secrete față de el?" "Nu," răspunse Suzana. "Îi voi spune totul." "Te vei nenoroci, fata mea." "Ce importanță are? Iar pe el îl vei ucide." Suzana își pierdu surâsul și își încruntă sprâncenele. "Nu ameninți pe nimeni, copila mea," continuă franțuzoaica. "N-are rost să te mânii. Îți spun doar care-i situația. Ascultă-mă. Cunosc, ca de altfel toată lumea, caracterul excentric și îndrăzneț al onorabilului Brian de Lancaster. Dacă îi vei spune un cuvânt, va înțelege totul, va bănui, va voi să lupte. Or, a lupta împotriva lor înseamnă a muri. El este unul singur. Organizația are atâția membri încât nici nu le mai știe numărul. El este mezinul familiei, un simplu gentilom sărac. Printre noi se găsesc lorzi și oameni a căror bogăție a devenit proverbială. La prima lovitură va fi strivit ca o muscă." "Voi ști să tac," o întrerupse Suzana. "Te cred, vei tăcea, fica mea," zise ducesa, aruncând nepoatei ei improvizate o privire profundă și scrutătoare. "Vei tăcea, deoarece ți-ai dat seama că în jurul tău există ochi și urechi la pândă. Va trebui să-ți savurezi fericirea prezentă și să nu te angajezi într-o luptă fără noimă. Ești prințesa de Longville. Ce secrete îți poate cere el să-i dezvălui? Îi vei dărui dragostea ta. Oare nu-i de ajuns pentru un gentilom sărac dragostea unei prințese văduve de 20 de ani, mai frumoasă decât un înger și mai bogată decât o regină?" "Nu, vai, nu, nu-i de ajuns," spuse Suzana. "Regină să fi fost și nu era de ajuns, căci Brian e mai presus de orice. Dar nu voi scoate un cuvânt. Spui că îl voi vedea astă seară?" "Am să mă țin de cuvânt, fata mea." Franțuzoaica se ridică și sună. Servitoarea își făcu apariția și, primind poruncă, aduse cele trebuincioase pentru scris. "Este ora 3," murmură ducesa în timp ce așternu câteva cuvinte pe hârtie. "Mai avem 3 ore, mai mult decât ne trebuie. Mariet, dă-i biletul ăsta lui Joe și spune-i să-l ducă în pas alergător doctorului. Pe acesta îl dai lui Dick. Majorul trebuie să-l primească într-o jumătate de ceas. Ai grijă ca Ned să pregătească pentru ora 6:30 trăsura înălțimii sale, prințesa. Du-te, servitoarea ieși." "Scumpa mea nepoată," continuă ducesa, "astă seară are loc un spectacol german la teatrul din Haymarket. În mod excepțional, lumea mondenă va părăsi astăzi King's Theatre. Pregătește-ți toaleta, frumoasa mea dragă. Și Brian? Brian de Lancaster va fi acolo." "De unde știi?" "Va fi acolo, fata mea." Sfârșitul capitolului 6. Dacă doriți să aflați care este prețul pe care fica spânzuratului, frumoasa Suzana, va trebui să-l plătească în schimbul noii vieți pe care a primit-o și cum va reuși ea să facă față noilor provocări care o așteaptă și, de asemenea, să urmăriți cum se desfășoară întreaga răzbunare a marchizului Rio Santo, care nu se va da înlături de la comploturi, răpiri,
tâlhării sau asasinate pentru a-și atinge scopul, vă invit să ascultați continuarea romanului la adresa www.cărțiaudio.eu/a468. Erată. Îmi cer scuze pentru pronunțarea în mod greșit a cuvântului Mrs. în loc de Mrs. Mulțumesc pentru înțelegere.